Dragii mei, mă bucur să vă regăsesc la Timpuri Povestite. Sunt Otilia, povestitoarea voastră dintotdeauna. Mă bucur că astăzi suntem împreună, că suntem de ceva timp împreună și mai ales că astăzi am încercat o manieră nouă pe care mi-o doream de foarte mult timp, însă din mai multe motive n-a fost posibilă. Nici astăzi nu știm cum va ieși, suntem doar la începutul acestui material. Dar motivul pentru care astăzi noi ne întâlnim este pentru că la finalul lunii iulie împlinim 2 ani. Se împlinesc 2 ani de Timpuri Povestite. De fapt, împlinim 2 ani cu toții, pentru că îmi sunteți alături unii dintre voi chiar de la începuturi. Îmi comentați de fiecare dată, sunteți aici alături pe acest canal și am parte de toată aprecierea voastră constant. Așadar, pentru că nu vreau să zăbovesc foarte mult cu această introducere, ne vom mai revedea pe parcursul materialului când și când, pentru că nu vreau să fac un material mai lung decât deja a început să fie. Ei bine, care este povestea pe care astăzi o propun, înainte de a începe povestea? Vreau să vă spun că îmi doream ca materialul de astăzi să fie unul diferit, cu totul altul, dar mi-am dat seama că, de fapt, anumite părți din acel material aveau să aibă legătură cu cel de astăzi și așa că am făcut o mică inversiune și mi-am zis, ok, Matilda Kșeșinskaya, o carte pe care, dacă nu mă înșel, cred că o citesc de peste 2 ani, de fapt l-am citit-o acum 2 ani, dar pe care a trebuit să o iau, sau o reiau la citit, să-mi dau seama mai bine de cum este povestea și să citesc și alte surse alternative. Este o carte fabuloasă pentru cei care iubesc istoria Rusiei, cum iubesc eu istoria Rusiei de altfel și toată istoria. Dar este o poveste incredibilă și o poveste redată într-o manieră pe care n-aveți cum să o cunoașteți altfel, pentru că despre un Țarievici sau un Nicolae al II-lea Romanov, doar cineva care a fost alături îl poate povesti în modul în care Matilda Kșeșinskaya a reușit acest lucru. Și pentru că tot am pronunțat numele Kșeșinskaya, dați-mi voie să vă spun că înainte de a face acest material, am petrecut ceva timp în a pronunța numele. S-ar putea ca odată să-l pronunț bine, alteori greșit, sau s-ar putea ca toate pronunțările mele să fie total ce n-ar trebui să fie. Am consultat și surse rusești, mi este cam greu să pronunț cu atât accent rus, dar, deși aș vrea să-l am, mi-ar plăcea, dar Matilda Kșeșinskaya, da? Kșeșinskaya. Dar, dragii mei, tema materialului de astăzi se dorea a fi cu totul alta. Adică, de exemplu, acest material dedicat prințesei Kajar, pe care o vedeți acum în imagine. Cu siguranță ați întâlnit-o pe internet, cu siguranță știți despre legenda care planează asupra numelui ei că 13 bărbați au sinucis pentru că ea i-a refuzat. Vom vorbi despre toate aceste lucruri și vreau să vă invit și la materialul următor, pentru că povestea ei și a tatălui ei, Marele Șah al Persiei, Nasir, are mare legătură cu ceea ce noi astăzi vom povesti, Matilda Kșeșinskaya și, bineînțeles, Romanov. Așa că le vom înlămuri pe toate pas cu pas, vă cer puțină răbdare, dăm la o parte pe Prințesa Kajar și, bineînțeles, și pe Nasir al Persiei și vă invit, bineînțeles, la o călătorie în Rusia. Imediat, facem o mică magie. Dragii mei, timpurile în care vă propun să călătorim în această Rusie incredibilă poate sunt timpurile cele mai fericite ale lui Nicolae al II-lea Romanov sau, de fapt, în perioada când era țarevici, în perioada când era lipsit de griji și de perspectiva guvernării atât de apropiate și atât de complicate. Povestea de astăzi nu este doar despre o iubire regală înflăcărată, care, bineînțeles, n-a fost uitată de cei doi amoreți, Matilda Kșeșinskaya și Nicolae al II-lea Romanov. Dar este vorba despre o iubire care n-a avut puterea de a schimba cu nimic cursul nefiresc al lucrurilor și al istoriei. Așadar, dragii mei, vă invit să vă rămâneți alături în acest material. Ne vom revedea când și când. Este un material mai amplu decât toate materialele pe care le-am realizat până acum, cu câteva mici dificultăți tehnice care speră să treacă cu vederea, dar sper să vă placă povestea de astăzi și vă mulțumesc că îmi sunteți alături. 2 ani, Timpuri Povestite. Vă mulțumesc! De fapt, dragii mei, ca să povestim despre Matilda Kșeșinskaya, ar fi prea plictisitor dacă am înșirui reprezentațiile sale de balet, piesele în care a avut un rol important, scenele Europei unde a avut succes și împreună cu cine a mai dansat. S-a născut într-o epocă care a cunoscut o schimbare totală. Toți din Rusia, din generația ei, ar putea vorbi despre cele două etape importante din viața lor, înainte și după căderea Imperiului Rus.
Desigur, toate acestea sunt capitole care pot diviza povestea în câteva părți esențiale, însă Matilda Kșeșinskaya rămâne în istorie ca o prim-balerină a teatrului rusesc, un clasament pe care unii îl contestă, dar cu siguranță nimeni nu contrazice că a fost prima iubită a mult răfnitului Țarievici, cel care a devenit ultimul țar al Rusiei. Materialul de astăzi are la bază nu doar cartea sa autobiografică, publicată peste tot în lume, care s-a bucurat și de o ecranizare, ci și anumite materiale informative, articole din presa rusească, care confirmă sau dezaprobă unele aspecte ale povestirii relatate de ea. Dar vi le voi prezenta atunci când va fi cazul. Până la urmă, este evident că în cazul unei autobiografii primim doar un punct de vedere despre întâmplările descrise. Nici n-am avea cum altfel atâta timp cât celelalte persoane menționate nu mai există astăzi. Pe alocuri s-au mai păstrat unele mărturii și în baza lor, referitor la unele evenimente, povestea de astăzi va avea mai multe versiuni. Nu-i așa că în modul acesta istoria reușește să fie fascinantă? Haideți să o cunoaștem pe Matilda și, prin intermediul ei, să vedem o Rusie înfloritoare și liniștită și un țar Romanov cum n-a mai fost descris de nimeni altcineva până acum. Când s-a născut la 19 august 1872, drumul către teatru și dans era deja trasat de către cei din familie. O familie numeroasă de dansatori ruso-polonezi se descrie ca fiind fiica favorită a tatălui, un descendent al nobililor Krasinski din Polonia. Mama, de origine rusă, era și ea dansatoare, dar a rămas văduvă și s-a recăsătorit cu Felix Krasinski, cu care a adus pe lume alți 4 copii, ultima fiind Matilda. Din acești copii, unul n-a supraviețuit, dar ceilalți 2 de dinaintea Matildei, Iulia și Iuzia, au mers și ei pe drumul părinților, pe care a pășit fără modestie și mezină. Felix Krasinski, pe poloneză, sau Kșeșinski, pe versiunea rusă a numelui, era pe atunci un renumit dansator de mazurcă. A fost invitat să ofere prestații pe scenele din Sankt Petersburg și acolo a rămas. A devenit unul dintre dansatorii de succes ai teatrului Mariinsky. Bineînțeles, cu așa familie, mezina Matilda a început să devină interesată de dans pe când a învățat să facă primii pași. Apoi a fost admisă la școala imperială de balet din Sankt Petersburg la 8 ani. Aici a studiat sub îndrumarea unor mari maestri și a demonstrat rapid un talent aparte. Trebuie să aducem la cunoștință că în Rusia școala de balet era una dintre cele mai căutate, pentru că rușii, mai ales ampla familie imperială Romanov, care domnea de sute de ani și care dădea tonul gusturilor vieții, e bine, rușii adorau spectacolele sub toate aspectele. Și pe scenele rusești se jucau cele mai sofisticate piese cu decoruri, costume, muzică și instrumente, efecte care făceau ca show-ul să fie unul de neuitat. Artiștii vremurilor, dacă n-ajungeau cu trupa pe scenele din Sankt Petersburg, înseamnă că n-aveau o carieră de succes. Nu se puteau lăuda cu ceva măreț. Trupa imperială de dramă, operă și balet din Sankt Petersburg a fost înființată în 1783 la ordinul Ecaterinei cea Mare, deși ulterior o trupă de balet italiană a jucat la curtea rusă încă de la începutul secolului al XVIII-lea. Matilda. Matilda o va menționa peste tot în biografia ei pe Virginia Zucchi, care a pus bazele carierei alături de tatăl său, Felix Krasinski, sau Kșeșinski. Nu vom zăbovi asupra amintirilor din casa părintească despre atmosfera sărbătorilor de familie. Cert este că Matilda nu aduce vorba despre lipsuri, ci despre 13 feluri de preparate pe bază de pește care trebuiau gătite în seara de Crăciun, număr de preparate limitat de tatăl său la 7 ulterior. Vorbea despre cadourile pe care adora să le facă și despre aprinderea lumânărilor. Mai vorbea despre faptul că teatrul exista, într-un fel sau altul, într-o miniatură și în casa lor, cu fiecare ocazie, mai ales de sărbători, pentru că însuși Felix Krasinski sau Kșeșinski insista ca decorurile să coboare și să se ridice precum cele de la teatru. Matilda nu pierde ocazia să vorbească fără emfază despre faptul că data sa de naștere, 19 august, a fost transformată de către tatăl său în cea mai încântătoare sărbătoare a verii.
la care invita apoi oameni din toate satele, cătunele, moșiile învecinate. În familie îi se spunea Malia și așa va fi alintată de către cunoscuți mult mai târziu. Malia, sau Matilda, începe a povesti despre cine era ea în jurul vârstei de 10-14 ani când, cu ocazia unei aniversări, tatăl său a făcut o scamatorie teatrală, în urma căreia, din tavanul casei, trebuia să coboare o coroniță cu flori. Ei, s-a întâmplat să coboare exact pe capul ei, sărbătorita. Într-un alt an, scamatoria n-a mai reușit, căci coronița a coborât pe capul unui băiat cam ursuz, care stătea lângă ea la masă. Acesta nu s-a amuzat, însă întâmplarea i-a distrat pe toți. Oare să fi fost o scenare ca să se provoace un oarecare amuzament? Nu știm. Matilda nu spune nimic despre ceea ce făcea tatăl ei pentru ceilalți frați. Sperăm, presupunem, că și lor le pregătea aniversări și surprize. Cartea sa autobiografică, din care vă povestesc unele întâmplări, se demonstrează a fi foarte centrată pe propria persoană. Pe la 14 ani, ea dezvăluie unele aspecte ale caracterului său care va fi foarte evidențiat de către alții mai târziu, nu de către ea. De exemplu, nu știm prin ce împrejurări cunoscuse un tânăr englez elegant. MacPherson, fără prenume, l-a uitat. Acesta a venit la aniversarea ei însoțit de o fată, posibil logotnică. Matilda, cea de 14 ani, a aplicat prima lecție de răzbunare pentru așa impertinență din partea lui Damon la aniversarea ei. I-a spus că îi plăcea să culeagă din pădure ciuperci, dar încă din viul nopții, iar tânărul englez a înghițit provocarea și s-a oferit cavalerește să o însoțească. Iar replica Matildei era doar dacă logotnica acestuia era de acord. Fata, logotnica, în fața lumii, n-a avut ce să mai facă și a confirmat, noroc că nu implica să fie prezentă, dar asta s-a demonstrat a fi o greșeală, întrucât, din ce spune Matilda, nu doar că tânărul venise cu un cadou pentru ea, cu o poșetuță, la culesul de ciuperci, cel de cu noaptea în cap, dar până la final de zi, Matilda avea să se asigure că englezul uita definitiv de logotnică, lucru care s-a și întâmplat. Nu știm asupra cui a aruncat vraja răzbunării, asupra logodnicei sau asupra englezului. Cert este că viitoarea lui căsătorie a fost compromisă. Ulterior, au existat multe scrisori de dragoste de la el, cu o iubire care a plictisit-o pe Malia și în cele din urmă, ea spune, a fost prima dată când am avut remușcări. Dacă la 14 ani a fost prima și ultima remușcare, în decursul vieții sale de aproape 100 de ani, fără câteva luni de zile cât a trăit Matilda, ea a avut nenumărate ocazii de răzbunări despre care nu vorbește în cărțile sale, nu vorbește în cartea ei autobiografică, dar sunt menționate în sursele externe rusești pe care, bineînțeles că le-am consultat. Acolo sunt mărturile cimentuite în jurnalele altora, în presa vremii, în amintirile celor pe care ea, în decursul timpului, i-a întâlnit. Ajungem și acolo. Deocamdată, trebuie să remarcăm la Matilda Kșeșinskaia, o fire ambițioasă, hotărâtă, o fată care, în drumul ei, efectiv, nu lasă obstacolele să existe și, bineînțeles, deocamdată se distrează copios înlăturându-le. În anii petrecuți la școala imperială, Matilda se descrie ca fiind impetuoasă și neastâmpărată. De ce să nu? Este o latură a personalității ei care o face drăguță, o face simpatică, dar se remarcă în fața profesorilor fiind studioasă, obedientă, disciplinată, pentru că, bineînțeles, în balet, dacă nu ai o disciplină, nu faci performanță, și își recunoaște totodată și o latură orientată către cochetărie și flirt, precum toate fetele de vârsta ei. Întreaga carte este redată totuși într-un ton de apreciere unanimă față de ea, de la dascălii pe care i-a întâlnit, de la conducerea teatrului, dansatori, colegi, coregraf, persoanele care au apreciat dansul ei, toți o apreciau, iar ea vorbește despre aceste lucruri în cartea sa. Oameni cu care s-a întâlnit și pe care i-a cunoscut mai târziu, deci își povestește cartea într-un mod în care se autoapreciază, dar este firesc, până la urmă, acesta este marele avantaj al unei autobiografii. Dar acum, adolescenta care se dezvolta în ritmuri de balet este extrem de încrezătoare în sine și dornică de afirmare, iar anii de școală de balet ca adolescentă constituie exact momentul în care cursul vieții sale se schimbă definitiv. La unul dintre examenele finale, clasa sa de balet și alte clase de artă dramatică trebuiau să evolueze în fața familiei imperiale.
și nimeni altul nu era împărat atunci al Rusiei decât Alexandru al III-lea, Romanov. Alexandru al III-lea, îndrăgostit de teatru și de dans, mergea acum să vadă reprezentațiile de balet ale școlii imperiale și mergea întotdeauna însoțit de cineva din familia sa, printre care țarina Maria Fiodorovna și de fii acestora, de data aceasta erau toți. Țarieviciu Nicolae, mari duci, frații țarului, dar și alți membri ai familiei regale. Erau o mulțime impunătoare, regală. Matilda spune că imediat ce a intrat, țarul, căruia urma să-i se prezinte elevii și elevele de succes, ar fi spus cu voce tare: unde este Kșeșinskaya? Și că ea, cu modestie, stătea undeva mai la capătul șirului de elevi. Ce să mai? Soarta a vrut ca ea să fie prezentată țarului, care ar fi auzit de ea din ce pare, și iată acum, făcând plecăciune în fața suveranului Rusiei. Fie ca tu să devii gloria și nestemata baletului nostru, ar fi decretat țarul poruncitor de profetic. Tânăra balerină, emoționată că asupra ei se apleca un țar impunător, așa și-a promis. Însă, în acea zi a urmat și o cină de gală, cum era de obicei, iar țarul din nou a cerut ca Matilda Kșeșinskaya să se așeze lângă el, față în față cu țarieviciul, care n-o mai pierdea din privirile sale nemărginit de albastre. Matilda scrie în cartea sa: țarieviciul a petrecut întreaga seară alături de mine. Când ne-am despărțit deja, ne vedeam într-o lumină cu totul diferită. În inimile noastre se născuse o atracție irezistibilă, care ne împingea unul în brațele celuilalt. Ce impresie și-a creat despre ea țarieviciul Nicolae avea să se dovedească mai târziu prin povestea care era destinată să înceapă, dar după zeci de ani de la acea dată, când jurnalele țarului au fost date publicării, ea să constate că în dreptul zilei de 23 martie 1890, țarieviciul scria: am fost să vedem reprezentația de la școala de teatru. Am urmărit o piesă scurtă și un balet. Încântător. Cină cu elevi. Punct. Niciun cuvânt despre Matilda. Dar ce contează? În carta ei spune că a fost atât de fericită încât s-a întors acasă extaziată. Părinții ei erau încântați că țarul și țarieviciul și-au aplicat privirile ilustre asupra ei, încât au prevăzut și un viitor de aur fetei lor. Era firesc să fie așa până la urmă. Acesta era visul oricărei fete, să întâlnească un prinț și să aibă viața asigurată mai târziu. Iar Matilda n-a pierdut ocazia. Sursele din Rusia spun despre această poveste că însuși țarul, Alexandru al III-lea, ar fi orchestrat pe neștiutelea ca fiul său, care se apropia de 22 de ani și care avea să moștenească coroana imperială, să-și găsească o amantă, că era prea timid și retras și neinteresat de treburile statului. Nu prea era țarul mulțumit de țarevici, de feciorul cel mare, chiar dacă cu toții formeau o familie fericită în comparație cu ce a avut el cu tatăl său, Alexandru al II-lea. Căsnicia lui Alexandru al III-lea, țarul de acum, și a Mariei Fiodorovna a fost una fericită, iar împăratul i-a fost credincios lui minia lui. Maria, ca și sora ei Alexandra, soția viitorului Eduard al VII-lea al Regatului Unit, a fost o mamă dominatoare. Cei trei fii, Nicolae, George, Mihail, băieții care aveau să ducă vreunul coroana rusească mai departe, erau niște tineri timizi și maturi, dita mai bărbații până la urmă. George a murit de tânăr, de tuberculoză, Mihail a fost favoritul răsfățat al tatălui din ce se spune, iar Nicolae era primul care avea să aibă de dus povara numelui Romanov. Fiicele Olga și Xenia, mari ducese, după titlurile lor princiare, nu intrau în calculele succesiunii. Oricum, chiar dacă țarul n-avea de gând să abdice, trebuia să pregătească pe țarevici să devină bărbat, așa că o iubită era ceva ce avea nevoie orice bărbat. În 1890, pe când o întâlnea pe Matilda, din aranjamentul sorții sau al datului, nu se știe, Nicolae avea 22 de ani și nu se gândea la nimic serios, deși se ocupa cu serviciul militar la husari, ca toți bărbații din familia sa. Matilda urma să împlinească 18 ani și se pregătea să încheie școala. Nicolae Romanov, țareviciul, era văzut prea blând de către durul și pretențiosul său tată, care, se pare, nici măcar nu intenționa să-l pregătească pe el pentru o astfel de funcție dificilă, considerându-l destul de dezinteresat de meseria guvernării.
Îl favoriza, din ce spun unii, pe următorul fiu Mihai, care n-a apucat să ajungă țar decât pentru o zi târziu, foarte târziu pentru imperiu. Dar cum norii negri încă nu se vedeau la orizont atunci, cum țareviciul era încă tânăr, o iubită avea să-l responsabilizeze și să facă să ia viața mai în serios, probabil. Așa că de ce nu o balerină, una care nu putea pretinde coroana regală? Sau da? Micuța Matilda plăcea vizibil țareviciului, care considera că era bine să fie rezervat. Oricum, despre căldura sentimentelor lui nu știm decât din ce povestește Matilda, căci jurnalele pe care Nicolae le completa zilnic erau lipsite de orice expresie literară. Erau simple adnotări zilnice. Rar, foarte rar scăpa ceva mai personal, mai emoțional, printr-o frază. Însă, datorită lor, a jurnalelor, lumea întreagă putea să-și confirme că Kșeșinskaya începea să-l intereseze. Însemnările din acel an, din datele 10 iulie și până la 1 august 1890, atestă că viața țareviciului prindea culoare. În timpul acesta, Matilda, în cartea ei, detaliază cum, timid, prin intermediari, țareviciul organiza să se întâlnească în vreme ce își exercita serviciul militar la husari. Erau mici întâlniri nevinovate, dar cu sens și cu intenții bine ticluite în suflete. Diferitele treburi imperiale, precum și stagiul militar și tentativa de asasinat asupra lui Nicolai, din partea unui fanatic japonez, a făcut ca țareviciul să se întoarcă mai devreme din călătorile sale. Odată cu o ură convinsă față de japonezi, dar și cu dor față de Matilda. O Matilda care deja și-l adjudeca în suflet ca fiind doar al ei. Trăia acum pentru acest prinț al Rusiei, cu care iubirea nu începuse, dar mai ales nici nu se terminase. Abstracția era prezentă și ea trebuia cumva manifestată. Dar așa se dea bine unei povești, nu-i așa? Să se dospească, să se coacă, să se maturizeze, trăirile să se cântărească bine, să se separe, să se decanteze. Chiar dacă din această alchimie rezultă iubirea, atunci ea n-avea cum să nu găsească o formă de expresie. Era doar o chestiune de timp, iar Matilda avea răbdare. Și se pare că nici Nicolae n-avea altundeva unde să se grăbească. Între timp, anul 1890 este cel în care fiecare își vede cât mai mult de treaba sa. După absolvirea școlii de balet, Matilda este angajată la Teatrul Mariinski. Recunoaște că n-a primit roluri fabuloase principale, dar erau suficiente ca să-și poată demonstra talentul. Nu s-au prea văzut în acel an, de început, decât foarte puțin. Nici în anul următor, în 1891, nu prea s-au întâlnit decât întreagăt pe străzi. Din descrierile Matildei, lumea Rusiei acelor vremuri era oarecum liniștită. Membrii casei regale se vedeau adesea pe bulevarde, chiar dacă mai niciodată singuri, dar, în orice caz, nu însoțiți de trupe și trupe de husari. Era o Rusie în care lumea se simțea oarecum în siguranță, liberă, iar cu familia regală prin preajmă, oamenii se simțeau familiari cu ei. Desigur, nu era cel mai sigur mod să umbli aiurea pentru un țarevici, adică un moștenitor al tronului, pentru că nu putea fi păzit eficient în caz de atentat, iar în Rusia ele erau foarte naturale, foarte firești. Până la urmă, bunicul său, Alexandru al II-lea, tatăl tatălui său, așa murise. Vechiul țar avusese prea multă încredere în lume și asta nu s-a întâmplat de prea mult timp, ci cu numai 9 ani în urmă. Țareviciul, deci, era mereu însoțit de mari duci și ducese pe străzi. Deseori se intersecta și cu Matilda, care ieșea și ea la plimbare, însoțită de colege de teatru sau de sora ei, Iulia. Și privirile lor se intersectau și inimile băteau, ambele, din ce spune Matilda. Malia sau Matilda, trebuie să o spunem, nu era o frumusețe ieșită din comun. Noi astăzi n-am numit-o frumoasă sau atractivă. Era scundă, dar tonică, păr castaniu, banal, ochii mici, pătrunzători, o față alungită. Nu putem să o desemnăm o frumusețe răpitoare. Iar când zâmbea, așa cum fotografiile arată, dantura ei nu era liniară, ba destul de pronunțată, cu incisivi aproape frezați, iar caninii îndrăzneți. Datorită danturii, care poate nici nu era foarte îngrijită, pe care căuta mereu să nu o facă vizibilă în fotografii, ea nu zâmbea.
Însă Matilda nu părea să aibă vreun complex în privința aspectului ei, dacă avea vreunul. Oricum, nu vom ști vreodată. Părea o femeie încrezătoare în ea și se făcea plăcută prin spirit. Era amuzantă, știa să cocheteze, să flirteze și era îngrăsneață. Pe limbaj mai modern, era tupeistă. Putem spune că își cunoștea aturile și știa să-și valorifice oportunitățile, iar una dintre ele era că trebuia să rămână vie absolut în mintea unui țarievici. Sau, de ce nu, a oricui altuia din preajma sa, pentru că toți cei care îl acompaniau aveau cel mai înalt statut social posibil. Erau toți niște Romanov. Iar asta nu era de dicolea, merita tot efortul, iar dacă avea să aibă succes, atunci avea să și-l asigure și pe viață. Matilda ieșea în relief mai degrabă prin statură. Era mică, subțire, avea picioare puternice, înălțimea ei era doar de 1,53 m și contrasta puternic lângă un țarevici cu o statură medie, suplă, în jur de 1,80 m înălțime. Un țarevici care nu moștenea statura impunătoare a tatălui, de 1,93 m, deși, trebuie să spunem și știți deja, membrii familiei imperiale, în mare parte bărbații, erau falnici, foarte înalți. Dar Matilda știa că modul de a-l impresiona și de a-l atrage către sine era exact punctul de unde plecase totul, teatrul. Familia imperială adora să vină la teatru, invita lume bună, invita demnitari, oficiali străini, prinți, regi din toată Europa. Rusia se fălea cu acest teatru imperial. În Austria mai găseai ceva asemănător. Apoi se dădeau dineuri, unde erau invitate și balerine ca ea, cântărețe de operă. Știa bine că avea în mână cea mai bună carte de vizită, reprezentațiile sale. Au trecut 2 ani de când se văzuseră prima dată, mici întâlniri mai degrabă trecătoare. Și iată-l pe țarevici din nou, alături de familia sa, în loja imperială. Asta era o zi de ianuarie 1892. Nu era pentru una dintre dansurile Matildei, ci pentru o repetiție la o piesă de operă oferită de o cântăreață celebră. O arie pe care și Matilda mergea să o vadă, ca spectatoare. Matilda și-avea locul ei într-o lojă apropiată țarilor. A văzut cum, la pauză, țareviciul a ieșit și a făcut și ea curaj să părăsească loja proprie, că doar l-o întâlni, deși nu spune asta în cartea sa. Dar culmea este că se intersectează cu el pe scările principale ale teatrului, din greșeală. Pe când el urca și ea cobora. Discuțiile n-au fost cu putință atunci, însă privirile, curioase și întrebătoare ale unuia, îndrăznețe și provocatoare ale altuia, n-au fost interzise cu nimic, iar ele au transmis cu succes mesajele sufletelor, în schimbul unui salut de cortezie, scurt și de la distanță. Matilda nu ne spune cum a descoperit ce obiceiuri mai avea țareviciul, dar nu putem suspecta că nu-l urmărea cu înverșunare, așa că ieșea zilnic cu trăsura la plimbare pe malul râului. Ce surpriză! Și Nicolae Romanov făcea asta, chiar la aceeași oră. O remarca? Nu știm. Nu consemna în jurnalele sale. Într-o zi, iată că era singur acasă și chiar țareviciul îi bate la ușă. Apoi, după ce petrec împreună timp fără să ne spună în ce fel, Matilda scrie că a primit un bilet de la el în care scria atât. De la întâlnirea noastră parcă plutesc. Voi încerca să mă întorc cât mai curând posibil. Matilda povestește cum acea mică epistolă a fost învățată pe de rost de către ea și au urmat și mai multe altele în care Nichi, țareviciul, strecura adesea aluzii încântătoare, după cum era moda vremurilor, rupte din pasajele celebre ale operelor. Erau seri și de întâlniri ca între prieteni, ne spune Matilda, mai ales că țareviciul venea însoțit și de niște verișori Romanov, de Alde Mihailovici, cu care se înțelegea perfect. Aveau toți o fire teatrală, jucau piese de teatru, se distrau cântând. Vreau să vă explic această expresie. Alde Mihailovici, de exemplu, în cazul familiei Romanov, se referea la membrii unei ramuri a familiei Romanov care au purtat numele Mihailovici. În contextul dinastiei,
Patronimicul Mihailovici însemna fiul lui Mihai și era folosit pentru a identifica descendenții direcți ai unei persoane cu numele Mihail. De asemenea, în familia Romanov, foarte mulți prinți și mari duci au purtat acest patronimic, indicând astfel originea paternă. Acești duci despre care Tsareviciul vorbește sunt Alexander, Sergei și Andrei. Toți aveau să joace un rol important în viața Matildei mai târziu. Deși pare doar o prietenie în care Nicolae îi dezvăluia gânduri și citea pasaje din jurnalele sale, totuși Matilda vorbește despre o atracție pe care ambii o refuzau inițial. În capitolele din cartea sa autobiografică, ea niciodată nu face referire la aspirații de țarină. Povestea celor doi nu începe timid, nu era niciunul așa, deși Nicolae părea rezervat și nedoritor să fie dat de gol, să știe lumea cu cine merge, cu cine umblă, iar Matilda, nici de cum doritoare să piardă așa oportunitate, știe că drumurile lor aveau să se separe într-o zi, posibil. Dar până atunci, până când urma ca el să fie țar, până când urma să-și găsească o soție obligatoriu aleasă de familia imperială, mai erau multe momente acum. Multe momente doar ale lor, de fructificat. O balerină ca ea n-avea ce să spere, dincolo de un statut financiar avantajos. Însă, de ce să-și refuze ceea ce avea acum în fața ochilor săi și foarte profund în inima sa, pe Nicolae, cel mai râvnit burlac al Rusiei? El în relație nu făcea pași concreți. Mulți sunt de părere că niciodată nu i-a făcut, că a fost doar invitat să participe la o relație platonică. Dar sunt și mulți istorici care spun că iubirea pentru Matilda a fost sfâșietoare și că n-a încetat niciodată. Șeșinskaya a insistat în memoriile sale că dragostea ei pentru Tsarievici a fost reciprocă, că sentimentele lui Nicolae erau serioase, după cum arată cel puțin cadourile scumpe pe care le-a revărsat asupra ei. O numea Malia, iar el era Niki. Posibil ca Niki să fi fost cinstit și să nu promită iubire eternă Matildei, conștient fiind că avea curând să-și găsească o soție. Matilda povestește că chiar el îi relata ce scria în jurnale despre cea pe care avea să o cunoască, pe Alex de Hesse, cea care îi era aleasă de familie să-i fie soață. La vremea aceea nu o întâlnise și nici nu se grăbea să o cunoască, însă Matilda, Malia, știa că n-avea multă vreme la dispoziție ca să joace cea mai bună șansă a vieții sale, să rămână în inima țarului Rusiei ca prima lui iubită sau prima femeie din viața sa. Totuși, deși nu spune când și cum a început cu adevărat povestea, Matilda mai știa că, atâta cât locuia cu sora și cu părinții, aventura cu Tsareviciul n-avea să dea înainte. La teatru părea că totul mergea bine, primea un salariu bun acum, nu suficient cât să aibă lux, dar era ceva, nu era puțin. Și puține femei la vremea aceea aveau banii lor un serviciu. Prințul venea și la repetiții, iar directorii teatrului nu erau orbi să nu priceapă pentru cine bătea el strada până într-acolo. Deci se cuvenea din oficiu ca favoritei să îi se dea roluri pentru care Tsareviciul să aibă și mai mare atracție la teatru. În același an în care povestea lor a explodat, Malia și-a căutat o casă nouă. N-a găsit un cuib ușor retras. În memoriile sale scrie: am găsit o căsuță încântătoare la numărul 18 pe strada Angli Prospect, casă care a aparținut lui Rimski-Korsakov. Casa a fost construită la porunca marelui duce Constantin Nicolaevici pentru balerina Anna Kuznetsova. Locuința era bine amenajată, avea etaj, parter și subsol, avea grădini, două, seră de plante, dependințe și hambar și grajdi. Se învecina printr-un zid cu casa unui alt duce, Alexei Alexandrovici. Ei, trebuie spus că nu era chiar o căsuță. Nu, era dita mai palatul, iar constructorul său, acest mare duce, Constantin Nicolaevici, era un fiu al lui Nicolae I Romanov, a cărui amantă, o balerină, fusese o mare iubire a sa. Deci, locuința era una cu istorie, cu o iubire istorică și aparținea familiei regale. Șeșinskaya s-a mutat în 1892, la câteva luni după ce relația cu Tsareviciul a devenit virală, cum am spune noi. Vecinul de casă despre care ea vorbea era un unchi al Tsareviciului, al patrulea fiu al țarului Alexandru al II-lea al Rusiei.
Matilda mai spune, când m-am mutat, singura schimbare pe care am făcut-o a fost în dormitorul de la primul etaj, lângă care era o garderobă încântătoare. Astfel, mi-am luat în stăpânire casa, eram în sfârșit liberă și pe cont propriu. Și cu inima bătând, să-mi sară din piept, am așteptat întoarcerea țareviciului, plecat cu regimentul său de husari. În cartea sa autobiografică, Malia povestește mai departe despre iubirea lor, care acum avansa propăstios. Unii dintre unchii lui Nicolae, de aceeași vârstă cu el, erau gărzile lui în această poveste. Îl însoțeau adesea de la începuturile relației modeste. Erau cu toții o gașcă care petrecea mereu în casa Matildei. Povestește mai departe despre cadourile pe care le-a primit, despre vizitele pe care le-a avut, întâlnirile cu mari oameni. Dar ce nu povestește Matilda este părerea altor membri regali Romanov despre ea, despre această idilă. Evită, sau poate nu a știut niciodată, ori n-a vrut să ia în calcul nimic din ceea ce nu cunoștea oficial. Până la urmă nu era o fată inconștientă, își cunoștea poziția și oportunitățile. Locuia în casa unei foste balerine care a rămas familia nelegitimă a unui prinț Romanov. Ce era rău în asta? Femeia aceleia nu i-a lipsit nimic, dar era o rețetă clasică, sigură, bună pentru o etapă a vieții în care, cine știe, poate teatrul nu va mai fi așa de important sau nu va mai putea fi posibil. Pentru o fată, o balerină ca ea, chiar dacă avea un salariu în comparație cu multe alte femei ale Rusiei, era o stradă perfect firească să-și găsească un bărbat cu stare, cât mai cu stare posibil. Așa erau legile firii în toată lumea, iar dacă ea se putea înconjura de cei mai bogați, influenți, burlaci din Rusia, de ce nu? Norocul ei. Nu era nimic imoral să-și asigure viața, ba dimpotrivă. Era de datoria ei să țintească cât mai sus, iar un prinț precum Nichi sau un mare duce, Romanov, oricare altul din jurul său, un reprezentant al familiei Romanov, era chiar ce putea obține cel mai mult și de ce să-și refuze această oportunitate. În ciuda rădăcinilor sale nobile poloneze despre care începe să povestească, cele din partea tatălui Krasinski, Matilda nu putea spera să devină țarină, nu avea descendența necesară și nici acceptul familiei regale de a avansa în viața lui Nichi mai mult decât era deja, chiar dacă în vreun fel țarul însuși părea să fie ales. Știa că oficial nu va putea avea un loc mai important de atât, însă scena teatrului Marinski o putea conduce, putea avea public care să o aduleze, putea să aibă locul ei unde să strălucească și să fie o stea mereu pentru el. Sursele rusești spun că favorita țareviciului, care s-a pricopsit în scurt timp cu așa căsuță, cum îi spune ea, un dită mai palatul, cum vedem noi, cu ochii noștri, a ajuns să acumuleze bijuterii de peste 2 milioane de ruble, o avere imensă în vremurile acelea. Ei bine, favorita era adesea menționată în presa timpurilor precum șampania casei Romanov, muza oamenilor regali sau, mai dureros, Matilda Kșeșinskaya, amanta regilor. Malia n-a întins coarda. A profitat de iubirea țareviciului atâta timp cât i-a fost hărăzit să fie al ei. Nopțile lor de iubire au fost răsplătite cu o casă mare, cu bijuterii și favoruri. Și dacă tot îl avea pe un Romanov pe alături, de la care putea obține daruri scumpe, de ce să nu se folosească de influență în a obține roluri? La vremea aceea își dorea nespus să joace în rolul Esmeraldei, în care o văzuse cândva pe Virginia Zucchi, o dansatoare pe care ea o venera. Maestrul baletului pe atunci era Marius Petipa, care i-a fost, spune ea, un bun prieten și susținător mai toată viața. Matilda povestește cum marele om de teatru i-ar fi pus niște întrebări speciale ca să vadă dacă era pregătită să fie o Esmeralda. Îl iubești? Da. Cu siguranță era îndrăgostită de țarievici până peste cap. Suferi? Nu. A aflat în felul acesta că numai cine trecuse prin chinurile dragostei putea înțelege și putea interpreta rolul Esmeraldei. Dar a obținut rolul și, evident, pentru Matilda, era cel mai bun rol al ei.
Ca o paranteză, Marius Petipa era un mare coregraf, un francez care a ajutat la revoluționarea dansului rus. A creat multiple coregrafii în care a plasat diferite dansatoare de succes. Matilda Kșeșinska a lucrat îndeaproape cu el în timpul carierei sale la Teatrul Mariinski. Petipa a coregrafiat multe dintre rolurile principale pe care Matilda le-a interpretat, contribuit la formarea și perfecționarea abilităților sale de dansatoare. Relațiile lor nu erau atât de prietenești, ci mai degrabă forțate de împrejurările sociale și politice. Ea spune despre o etapă dureroasă din relația lor în iunie 1893. Simțeam că țareviciul era tot mai puțin stăpân pe sine, îndoielile au început să mă macine, nu cumva s-a redeschis vechea discuție despre logodna cu Alice de Hesse. Ei nu se mai vedeau de ceva vreme și pe Matilda o rodeau întrebările. De fapt, Nicky era absent și distant. Începuse să bată în retragere? Nu, dar mult nu mai avea până atunci. În vremea aceea se oficializa în Marea Britanie căsătoria vărului său primar, George al V-lea al Angliei. George, până la urmă, era fiul cel mare al lui Edward al Angliei. La rândul său, acesta era fiul cel mare al reginei Victoria, prințul de Wales. Iar prințesa de Wales, mama lui George, al V-lea, era soră cu țarina Fiodorovna. Nu putea Nicky să lipsească de acolo, de la o așa nuntă, unde, desigur, nu putea să lipsească nici Alex de Hesse. La nunta aceea trebuia să se adune oricum toți copiii reginei Victoria, care încă mai trăia și care domnea, iar mama lui Alex era prințesa Liz, care era o fiică a reginei Victoria. Doamne ferește, nu putea să o evite pe Alex nici dacă voia. Problema era, din ce spun sursele, că nu el o evita pe ea, ci invers. Alex nu-l voia pe Nicky. Și în acel an, 1893, Matilda fiind instalată de câteva luni de zile în noua casă, în imensa căsuță, țareviciul a venit să o vadă foarte puțin și a fost mereu plecat. A fost o vară foarte tristă pentru Maria, cea frământată de griji, că iubirea lor avea să se stingă prea curând. N-aveau mult de când erau împreună. Pe calendar se împlinea un an, dar efectiv, oare cât au petrecut timp? Câteva luni? Adunat? În casa cea mare pe care o obținuse extrem de rapid, dovada generozității țareviciului se simțea singură. Sora ei, Iulia, balerină și ea, îndrăgostită de un baron, Zedler, cu care urma să se căsătorească, mai venea pe la ea să locuiască împreună. Aveau până la urmă și unde. Era dită mai casa. A mutat și pe unii servitori mai aproape, să-i fie la îndemână. Știa că inevitabilul se producea oricum, în fiecare minut care trecea, în lipsa lui, în ciuda lor, în disprețul la toate, lent și sigur, fără nicio putere de a fi oprit, de nimic și de nimeni. În biografia ei, Matilda povestește cu o detaliere extraordinară, trebuie să recunoaștem, despre datele care s-au întâmplat, oameni pe care îi întâlnea în ambientul teatrului, piesele pe care le juca, unde avea succes. Descrie, deși în momentul publicării cărții avea 88 de ani, fiecare reprezentație, de parcă ar fi fost aievea. Vorbește despre public, piesă, prestanță, cadouri, bucuriile de la admiratori. Își amintește toate bijuteriile primite. Dacă era fericită în plan profesional, reușea cu efort admirabil să nu se vadă câtă panică avea în suflet. Era tensionată, neliniștită, copleșită de un presentiment sumbru. La 12 noiembrie 1893 s-a făcut public o logodnă a unui Romanov pe care ea iubea, Xenia Alexandrovna și ducele Alexander Mihailovici, o uniune aprobată de țar și țarină, părinții lui Nichi. Până la urmă, Xenia era sora mai mare a lui Nicolae și se mărita cu un unghi, fiul cel mic al lui Nicolae, I al Rusiei. Acesta era unul dintre unchii și prietenii lui Nicky, de aceeași vârstă cu el aproximativ, cu care o vizita adesea pe Matilda la începuturi. Asemănarea dintre ei este izbitoare. Se spune că și el era îndrăgostit, acest Alexandru Mihailovici, de Matilda, că ar fi avut și o relație, dar nimeni și nimic nu s-a confirmat. Însă, inevitabilul avea
încă timp să se producă. Matilda mărturisește că ea și Nicky stătuseră de multe ori de vorbă despre acest moment crucial și că, dintre toate câte opțiuni politice avea, Alex de Hesse era soluție politică, deci Nicky își asuma ceea ce urma să fie destinul său și odată cu asta posibilă încheiere definitivă a relației cu Matilda. Matilda ne oferă câteva perspective și păreri personale despre momentul de atunci când Nicky era departe de ea la Coburg, alături de Alex, pe care urma să o convingă să-i accepte propunerea în căsătorie. Ea spune, după ce s-a întors de la Coburg, țareviciul nu mi-a mai făcut nicio vizită, dar am continuat să ne trimitem scrisori. Ultima dată când i-am scris a fost pentru a-i cere permisiunea de a-i spune mai departe tu și de a veni la el în caz de nevoie. Mi-a răspuns cu aceste rânduri emoționante pe care nu le voi uita niciodată. Indiferent ce se va întâmpla cu viața mea, zilele petrecute alături de tine vor rămâne pentru totdeauna cele mai fericite amintiri ale tinereții. De asemenea, m-a asigurat că voi avea mereu ușa deschisă la el și că îi voi putea spune în continuare tu, la fel ca în trecut. Și-a respectat promisiunea. Ori de câte ori împrejurările m-au silit să-i cer ajutorul, mi-a primit rugămințile în mod favorabil și nu m-a refuzat niciodată. Discuțiile purtate cu țareviciul și încrederea pe care mi-a arătat-o se numără și astăzi printre cele mai prețioase amintiri ale mele, mai spune ea. Țareviciul avea o neasemuită cunoaștere a limbii ruse și a subtilităților ei și găsea cea mai mare plăcere în a-i citi pe clasicii ruși. În afară de faptul că era un erudit și vorbea perfect mai multe limbi, era ajutat în lecturile sale și de o memorie extraordinară. De asemenea, era și un excelent fizionomist. Pronunțatul simț al datoriei și al demnității reprezenta o altă calitate a sa, dovedea o excelentă stăpânire de sine. Se putea controla și își putea ascunde sentimentele, păstrându-și calmul și în cele mai cumplite clipe. Asta nu se datora în niciun caz indiferenței, căci în relațiile sale era bun, simplu, fermecător. Îi vrăja pe toți cei cu care făcea cunoștință, care erau fermecați încă din prima clipă de chipul său frumos, pe care se citea blândețea. Fiind o fire mistică și fatalistă, era conștient în cel mai înalt grad de misiunea sa. A considerat că era de datoria lui să rămână în Rusia, nu doar în timpul Revoluției, ci mai ales după aceea, nedorind să-și părăsească meleagurile natale. Așadar, a plătit cu propria viață, dar și cu viețile celor din familia sa, pentru încrederea pe care a avut-o în poporul rus. Matilda spune mai departe, cu toată dragostea pe care i-am purtat-o, am văzut limpede că țareviciul nu era înzestrat cu calitățile necesare unui conducător. Nu pentru că i-ar fi lipsit caracterul sau voința, ci pur și simplu fiindcă n-avea darul de a-și impune vrerea și adesea cedea în fața altora, în ciuda faptului că primul impuls era adesea corect. Însă, chiar dacă uneori mi-am permis să-i spun că, având un astfel de caracter, cu greu va putea domni, Dumnezeu știe că n-am susținut niciodată ideea că ar fi trebuit să renunțe la a fi țar. Matilda spune mai departe. După logodna sa, țareviciul m-a implorat să stabilesc când și unde am putea avea întâlnire. Am căzut de acord să ne vedem pe șoseaua Volkonski, aproape de un hambar și suficient de departe de drumul mare. Am venit în oraș cu trăsura, el a sosit călare în tabără, ca întotdeauna sunt mult prea multe lucruri de spus, ne podideau lacrimile și nu ne găseam deloc cuvintele, căci oare ce ar mai putea fi spus când au sosit cele din urmă clipe, cele groaznice, inexorabile minute în care să-ți iei rămas bun? Când țareviciul a plecat spre tabără, am rămas lângă hambar și l-am petrecut cu privirea până când a dispărut în zare. Se tot întorcea să mă privească. N-am plâns, deși eram profund nefericită, sfâșiată de durere care creștea necontenit pe măsură ce Nicky se îndepărta. În cele din urmă m-am întors acasă. Căminul părea atât de pustiu acum. Credeam că viața mea luase sfârșit și că n-aveam să mai întâlnesc niciodată fericirea. Că n-o să mai simt nimic altceva decât mâhnire, o copleșitoare mâhnire. Este absolut interesant cum Nicolae a renunțat la Malia odată cu acceptarea logodnei și cum și-a orientat toată atenția către a fi soțul fidel și iubitor care probabil a promis să fie, care își dorea să fie, care nu putea fi altfel într-o Rusie atât de complicată pe care o moștenise. Matilda este evident că a petrecut clipe grele în singurătate, le descrie în cartea sa.
Știa că în spatele ei vor fi inimi care o vor condamna, altele care se vor bucura, altele care o vor compătimi, dar puține vor înțelege situația, vor înțelege suferința ei cu adevărat. Dar și-a văzut de teatru pentru că stagiunile urmeau să înceapă, iar dansul era tot ce-i mai rămânea. La teatru nu era chiar ca la spectacol, era o luptă pentru supraviețuire, căci alături de ea erau multe balerine ce abia așteptau să se remarce. Concurența era cumplită, iar dacă ea nu se ocupa de ea, avea să fie fără importanță. Și dacă nu avea importanță, avea apoi să aibă numai roluri secundare, să danseze pe scenă în locuri și în roluri din care nimeni nu va observa. Putea apoi să nu-l mai vadă nici pe Nicky și nici el să nu mai vadă pe ea vreodată. Uitarea lui era cea mai dureroasă lovitură pe care o putea primi. Evita asta din toți porii, uitarea profesională și uitarea relațională. Într-un mare sens era o promisiune pe care Matilda și-a făcut-o cu întreaga ei viață. Nimeni să nu uite odată ce întâlnește, iar ea nimic să nu uite odată ce întâlnește pe altcineva. Relația lor n-a fost una de lungă durată, ci numai de 2 ani în total, cu revederi destul de aerisite, ca să spunem așa, între ei. Știa Matilda că nu doar căsătoria va fi cea care îl va lua pe Nicky vreodată, definitiv posibil, pentru că până la urmă o soție n-a fost niciodată un obstacol pentru o altă femeie, mai ales pentru o balerină ca ea. Și apoi, nu trăia ea în casa unui asemenea exemplu, nu era casa construită de un mare duce, un unchi de-a lui Nicolae sau Nicky al ei, construită pentru o balerină pe care acest duce o iubea la disperare, cu care a și creat o familie ulterior. Deci se putea, iubirea nu se putea pierde doar dintr-o căsătorie. Nu faptul că censura el era o grea lovitură pentru ea, cea mai grea lovitură. Cea mai grea lovitură a venit mai rapid decât se așteptau și pe care nu anticipau, o lovitură pe care nu anticipa niciunul dintre ei. Practic, lucrul care a precipitat toate evenimentele a fost însuși țarul Alexandru al III-lea, cel care cumva a pus bazele ca ei doi să se întâlnească. La 1 noiembrie 1894, Alexandru al III-lea, Romanov, a decedat la vârsta de 49 de ani la Livadia. În momentul acela, sora țarinei, cea îndurerată, era Alexandra a Marii Britanii, era prințesa de Wales, căsătorită cu Edward al Marii Britanii. Cei doi nu erau regi și regină, pentru că erau prinții de Wales. În momentul acela, în Marea Britanie, domnea regina Victoria, mama lui Edward. Însă acești prinți de Wales au venit rapid în Rusia, au venit să o consoleze pe sora Alexandrei și, bineînțeles, să pregătească pașii care erau de urmat la dinastia Rusiei. Așadar, prințul de Wales a planificat, pe de-o parte, funerariile lui Alexandru al III-lea, cumnatul său, cu care a avut o relație foarte bună de prietenie, dar a stabilit și nunta pentru următorul țar, Nicolae al II-lea Romanov. Cu cine? Cu Alix de Hesse. Repetăm încă o dată, cine era Alix? Alix nu era alta decât fica unei surori de-a lui Edward. Prințesa Alice a Regatului Unit era cea de-a doua fică a reginei Victoria și a prințului Albert. Mama lui Alix așadar era soră cu Edward al Angliei, ce să mai. Prin urmare, această căsătorie a fost cimentuită de către prinții de Wales. Nicky, bietul de el, nu era pregătit să fie țar. Nu și-a dorit niciodată să fie. Efectiv, de-abia trecea peste faptul că trebuia să facă schimbări în viața lui, să se însoare. Cu mai puțin de o lună înainte de a accede la tronul Rusiei, înainte de moartea neașteptată a tatălui, jurnalele sale de bărbat de 26 de ani și cu amantă și cu o logodnică pe drum, jurnalul personal al viitorului țar Nicolae al II-lea Romanov conține stupidități gen descrierea unor epice bătăi cu castane, între el și un amic apropiat, prințul George al Greciei. Nicolae al II-lea scrie: am început bătaia cu castane în fața casei și am sfârșit-o pe acoperiș. Câteva zile mai târziu, jurnalul face mărturia unei alte bătăi, de data aceasta cu conuri de pin. Nimic n-avea să prevestească mare schimbare a vieții sale și aceea nu era căsătoria, ci împărăția. Dar Nicolae, sub umbrela unei mame dure, măcar scria zi de zi un jurnal, nimic sentimental, doar însemnări zilnice, banale. Avea să scrie din 1881, de când
Alexandru al II-lea Romanov, bunicul său, a murit. Avea să scrie Nicolae al II-lea Romanov până la moartea sa, în total 51 de caiete, care au fost publicate abia după 40 de ani. Matilda, ca întregul popor rus, ei bine, a trăit încă o schimbare de țar. Alexandru al III-lea, a cărei atingere magică a trăit-o, se încoronase cu numai 13 ani în urmă. Așa cum am spus în repetate rânduri și cu o altă ocazie, în succesiunile regale, moartea înseamnă schimbare și în amprenta morții stă întotdeauna semnul unui nou început. Așadar, decesul unui suveran implică renașterea altuia. Era momentul ca Nichi să primească, voit sau nevoit, și toată lumea o știa că el nu era dornic și pregătit să-și asume un asemenea rol, o asemenea moștenire, foarte grea. Singură în toată povestea schimbării care se petrecea și în viața ei și în viața tuturor rușilor, Matilda n-a fost. De fapt, a existat mereu lângă ea cineva, unul dispus să o iubească, un Romanov, un unchi de-al țarului, unul dintre al de Mihailovici, cum i-a numit Nicolae Romanov cândva. Era un mare duce, Serghei Mihailovici Romanov, văr primar cu tatălui Nicolae. Erau de aceeași vârstă și, pentru că mereu îl însoțea pe Nichi, rămăsese liber să o poată cuceri pe Malia, cea singură și neconsolată. Deci Malia a continuat să-și trăiască viața, extrăgând de la ea ce putea mai mult. Era, într-un fel nerostit, decisă să lase amprente în jurul ei și cine o iubea, păi avea să n-o mai uite. Acum, să fie țarină, n-a fost niciodată vorba. Poate cochetase în mintea ei cu minunea, dar era prea realistă să trăiască în iluzii, când avea destulă fericire în jur de gustat, destui bărbați dornici să-i facă pe plac. Dacă nu un țar, atunci un mare duce, până la urmă tot un Romanov. Iar în jurul ei roiau minim trei de la începutul relației cu Nichi. Nu era rău nici așa. Vă reamintesc că titlul de mare duce în ierarhia regală rusească era ca un prinț. Țareviciul era ca un prinț de Wales, raportat la ierarhia englezească, iar marii duci sau ducese erau prinți născuți din alți prinți regali. Titlul era acordat de regulă fiilor, nepoților și uneori strănepoților țarului, dar cu anumite limitări în funcție de regulile de succesiune dinastice. Titlul era rezervat exclusiv membrilor casei imperiale. Deci, un mare duce trebuia să fie un Romanov, obligatoriu. Malia mărturisește că niciodată nu a simțit pentru Serghei ce a avut în inimă pentru Nichi. Acesta i-a câștigat inima, totuși prin devotament. Iată ce ne spune în cartea sa. Urma să aflu mai târziu că țareviciul îl implorase pe Serghei Mihailovici să mă ocrutească, dar și să-l informeze cum o duceam dacă aveam nevoie de ajutorul lui. Știa că o să am de îndurat zile chinuitoare și că fără susținerea lui riscam să cad pradă unor intrigi, multor intrigi. Am știut și am simțit toată viața că mă ocrutea. Într-adevăr, puternica lui protecție s-a făcut simțită ori de câte ori am avut nevoie, ori de câte ori diferiți binevoitori, între ghilimele, încercau să mă tragă în jos sau să-mi facă rău. Am fost în mod special impresionată de dorința țareviciului ca eu să păstrez și să continui să locuiesc în casa în care trăiserăm împreună atâtea ceasuri de neuitat. Mi-a oferit un dar, iar eu am fost mișcată de acest gest. Dar despre ce intrigi vorbește Matilda în cartea sa, de fapt? Ce spune ea în memoriile sale că i s-ar fi putut întâmpla? Dragii mei, vreau să facem o mică paranteză și să ieșim cumva, oarecum, pentru puțin timp, din contextul acestei autobiografii. O carte fascinantă, o carte minunată. O biografie, repet, foarte abundentă în omagieri la propria persoană, abundentă în prezentările spectacolelor pe care le-a ținut și pe care și le-a amintit cu atât de mare fidelitate încât, efectiv, ai impresia că ești acolo. Abundentă în prezentarea oamenilor extrem de influenți din istorie pe care Matilda i-a întâlnit în decursul timpului, printre care Regina Maria României, regele Ferdinand. O autobiografie abundentă în detalii foarte multe, extrem de bine puse la punct și o să vedeți de ce ridic acest semn de întrebare, pentru că, pe de-o parte, această carte a fost publicată și scrisă la bătrânețe, publicată pe când ea avea 88 de ani și vorbește despre lucruri pe care
Cu greu ai fi crezut că le-a putut păstra în memorie în tot acest timp. Vreau să rămâneți alături de mine să vedeți de ce tot ridic acest semn de întrebare, de ce personal mi l-am tot notat în minte și de ce mi-am arătat uimirea față de acuratețea unor evenimente. Vom ajunge și acolo. Deocamdată simt să spun aceste lucruri pentru că, bineînțeles, probabil că și voi, citind această carte, vă veți întreba. La final, îmi propun să le lămurim pe toate. Așadar, mergem mai departe cu povestea. Deci, Serghei, mare duce Mihailovici, un Romanov, un bărbat bogat, atent la calcule, un mare om dedicat finanțelor și investițiilor, dar și un bun strateg militar. Un bărbat singur, de 25 de ani, înconjurat de femei și, așa cum stătea bine un om bogat, generos cu cele care îl impresionau. Dacă Niki Romanov i-a făcut cadou căsuța pe care Matilda o avea, spune noi, un palat în toată legea, la Strelna avea acum o nouă vilnă, o dacia, cum se numește ea în termeni rusești, o căsuță de vacanță. Aceasta era un cadou de la marele Serghei, care îi devine amant. Până la urmă, viața mergea mai departe pentru toți. Nici Serghei nu stătea pe acasă, ba chiar avea diferite misiuni prin Rusia, dispărea cu săptămânile, însă revenirile erau mereu cu cadouri scumpe. Niki și povestea lor era acum cu un an în urmă. Astăzi ea avea pe altcineva. Iar Kshechinskaya, care nu lăsa timpul să treacă irosindu-se, trăia conform principiile unei Madame de Pompadour a Franței. Impresiona bărbații și acumula proprietăți și bunuri. Și era generoasă și cu persoanele dragi din familie și cu servitorii. Ea mai spune... Vara a trecut în deplină liniște. Stagiunea de la Krasnoye Selo a fost anulată din pricina doliului. În plus, eram bolnavă și am profitat de pauză pentru a-mi amâna aparițiile pe scenă până la sfârșitul lui noiembrie. Dar marele duce Serghei Mihailovici, Serghei, mă răsfăța făcând tot ce-i stătea în puteri pentru a mă consola și a mă distra, încercând de asemenea să-mi anticipeze chiar și cea mai mică dorință. Așadar, îmi oferise dacia de la Strelna. Aveam totul, dar nimic, nici măcar prietenia și afecțiunea marelui duce nu mă putea face să uit fericirea pierdută. Și cu toate că atunci când aveam companie încercam să mă arăt veselă și fără griji, odată ce rămâneam singură, nu puteam stăvili lacrimile în timp ce gândul îmi zbura la prima mea iubire. Mărturisește chiar că în vremurile acelea, deși avea un bărbat alături, scena n-o mai tenta așa de tare, însă nu putea renunța la ceea ce muncise. Avea să-i distrugă și pe cei din familie cu abandonul ei. Deci se arunca din nou în teatru și în spectacole. Toate cu un succes răsunător din ce povestește. Și n-ai cum să nu observi, citind cartea, cât de apreciativă este la propria persoană. Însă sursele rusești mai vorbesc și despre altceva. O numesc pe Matilda ca fiind regina intrigilor și a invidiei. O mare intrigantă, o balerină care n-avea scrupule în a da afară din teatru pe oricine îi știrbea imaginea sau care tenta la rolurile sale. Ori balerine care aveau mai mare succes decât ea. Pe alocuri, Matilda atinge unele aspecte mai puțin plăcute ale carierei sale de dansatoare. Fel de fel de interacțiuni cu nume din lumea teatrului, cu unii dintre ei a păstrat rapoarte bune, cu alții nu. Nu descrie totul. Dar acum este firesc ca în orice biografie profită de ocazie să-și lămurească punctul de vedere. Dacă o acuza cineva de ceva, iată că prin această carte putea spune cum au stat lucrurile. Apoi, de ce nu? În mare parte a cazurilor, dădea fuga la vreun Romanov să intervină pentru ea și, destul de des, se făceau și schimbări pentru a-i fi atribuite roluri și personaje care nu existau inițial. Ce să mai? Matilda echivala cu puterea și influența și lumea teatrului lua notă de asta, de la balerine, la coregrafi, până la directori. Matilda dovedește a fi o personalitate controversată, foarte capricioasă și era periculos să te pui cu ea. Ultimul director al teatrelor imperiale, Vladimir Teliakovski, a scris despre ea. Era o balerină extraordinară, puternică din punct de vedere tehnic, dar obraznică moral, imprudentă, cinică, care trăia cu doi mari duci simultan. Într-adevăr, în anturajul ei a mai apărut un alt mare duce Romanov, Andrei, despre care vom vorbi la timpul potrivit. Pentru Kshechinskaya, teatrul Mariinsky a fost asociat cu intriga și lupta pentru viață.
La urma urmei, una dintre cele mai bune balerine ale secolului 20, Anna Pavlova, precum și faimoasa Pierina Liniani, au fost pe scenă împreună cu ea și au eclipsat-o destul. Erau și mai talentate și mai apreciate. Ori așa părea Matildei geloasa. Concurența era dură și în privința bărbaților, bineînțeles. În 1893, Liniani a executat pentru prima dată 32 de fuet în baletul Cenușăreasa, coregrafiat de Marius Petipa. Această realizare colosală, aceste rotații în lanț, necesitau un echilibru și o muncă înfiorătoare. Venea stabilit în modul acesta un nou standard de tehnică și virtuozitate în baletul clasic. Pierina Liniani devine ulterior prima prim-balerină absolută a teatrelor imperiale rusești, un titlu acordat în 1894, deci un an mai târziu, cu toate onorurile. 1894, dragii mei, pentru Matilda Kshechinskaya reprezintă un an în care ea are mult teren în urmă lăsat, ca să nu spun că pierdea foarte mult teren în plan personal. Pe de-o parte, Niki se logodea, țarul Rusiei deceda, iar ea trebuia cumva să-și refacă viața. În plus, altcineva în urma ei îi luase locul cumva la teatru. Erau alte balerine care se afișau mai bine. Iată că apăruse și o prim balerină a teatrului rusesc, iar aceea nu era ea. Pierdea pe toate fronturile, iar dacă ea nu se trezea în ultima sută de metri, avea să piardă tot mai mult. Deci, ce era de făcut? Ce trebuia să facă? Însă Matilda se uită mai bine în jur și își dă seama că alături de ea este un mare duce, Sergei Romanov, care făcea tot ce putea un an de zile mai târziu să o facă fericită. Casele, bijuteriile erau un mod. Piesele de dans în rolul principal erau și acelea un mod. Un fel de dovadă de iubire. Dar când ești un Romanov, un titlu de succes în balet e dificil? Poate nu. Ce să mai? Matilda, acum că își permitea orice, cerea orice. De ce să nu-i se acorde și ei titlul de prim-balerină pe care îl suflase alta? De fapt, ea îl merita mai mult decât oricare dintre celelalte balerine. Matilda Kshechinskaya, în 1895, primește titlul de a doua prim-balerină absolută a teatrelor imperiale, fiind recunoscută pentru talentul, tehnica și influența sa semnificativă în baletul rus. Nu era încântată, dar era o recunoaștere. În cartea sa Matilda își adjudecă, fără prejudecăți, cele 32 de fuet. Dar succesul, povestit în cartea ei, merge mai departe. La fel ca și intrigile. Matilda își arată caracterul de balerină atotputernică. O balerină cu relații influente, copleșită de diamante. Diamantele spuneau totul despre ea. Dar nu toate balerinele din timpurile acelea trăiau pe picior mare. Câștigau ceva, cele din Teatrul Marinski, dar nu atât de regește. Bijuteriile cu safire, diamante, nu cădeau din cer și cel mai probabil unele dintre colegele sale erau răsfățate și ele de mari bărbați ai Rusiei. Matilda era foarte geloasă, geloasă pe oricine reușea ceea ce reușea ea și cu Pierina Liniani avea diverse dispute pe tema rolurilor și a importanței lor pe scenă. Nu era comod să nu se știe ea fruntașa teatrului. Simțea pentru Liniani o invidie peste care nu putea trece. Dar această Pierina Liniani n-avea relațiile ei. N-avea Romanovi prin preajmă. Așa că Kshechinskaya n-a avut dificultăți să devină prima balerină a teatrelor imperiale, așa cum și-a dorit. Și nu înseamnă că n-avea talent, însă cineva nu considera pe ea cea mai talentată dintre toate. Poziția aceasta de prim balerină este punctul culminant al ierarhiei baletului rus. Obiectivitatea unei astfel de evaluări rămâne controversată în cazul Matildei. Nici coregraful teatrului Marinski, Marius Petipa, n-a fost de acord cu titlul oferit acesteia. Cu toate astea, nici el nu putea decât să-și plece capul în fața voinței auguștilor, în cercul cărora se învârtea Matilda. Malia, sau Matilda Kshechinskaya, era talentată și disciplinată în felul ei. A
împărtășit întotdeauna viața teatrală și cea personală, a jucat rar, dar la apogeul sezonului. Cu o lună înainte de spectacol, se spune că balerina ținea regim complet, exerciții fizice, dormea de vreme, mânca controlat. Înainte de spectacol stătea în pat 24 de ore, se relaxa, luând doar un mic dejun și cu 2 ore înainte de spectacol se ducea la teatru pentru machiaj. Dansatoarea și-a permis pauze lungi, nu știm când repeta și când făcea alte lucruri. Îi plăceau și jocurile de noroc, iar despre ele mărturisește de-abia la finalul cărții că nu a exagerat așa cum s-a exagerat spunându-se că ar fi pierdut sume imense. Mergea într-adevăr la casino, paria și ea ca toată lumea bună, dar nu într-un mod nechipzuit. Dar, potrivit memoriilor balerinilor Marinski, nopțile nedormite nu i-au stricat aspectul. Avea noroc. În cercul dansatoarelor predominant subțiri de la Teatrul Marinski, Matilda Kșeșinskaya se distingea în special prin formele proporționale. Avea o greutate puțin mai mare decât colegele ei, dar nu foarte mult. Era corpulentă, mai tonică, n-avea acel aspect de silfide pe care l-avea Anna Pavlova, de exemplu. Malia se distingea printr-o figură miniaturală, surprinzător de bine cizelată, iar înălțimea balerinei, 1,53 m, a contribuit fără îndoială la autoafirmarea bărbatului care stătea alături, iar lângă ea stăteau coloșii de bărbați, să o spunem drept. Sergei era un Romanov autentic, solid, înalt, bine proporționat. Apoi fata, Matilda, era neobișnuit de plină de viață, era foarte veselă, mobilă, ca mercurul. Avea o dispoziție ușoară și veselă și îi atrăgea pe bărbați ca un magnet. Nu te simțeai trist lângă ea. Era un fel de Madame de Pompadour despre care noi am mai povestit aici, la Timpuri Povestite. Metresa care depunea eforturi colosale să fie frumoasă, să fie mereu disponibilă, să fie veselă, în ciuda toate. Nu este ușor, iar Malia reușea cumva și ea. Dar după câțiva ani, Kșeșinskaya a început să abuzeze tot mai mult de patronajul înalt care îi asigura protecție și continuitatea pe scenă. Orice problemă, și începuseră să fie destul de multe, se rezolva apelând la câte un Romanov. Cunoștea destui, pe toți. Bărbații erau mai sensibili la ea, dar femeile nu o suportau. Și în ciuda aprecierilor continue pe care ea le face la adresa membrelor regale cu care a interacționat, chiar și cu țarina, Matilda n-a fost atât de plăcută de acestea. Vedea în ea o profitoare. Poate era una foarte lacomă. Noua viitoare țarină, noua țarină, ca să spunem de altfel, chiar dacă n-a fost investit oficial, era ocupată să se facă plăcută de către ruși, învăța limba rusă, învăța tradițiile rusești și ieșea foarte adesea, în mulțime, chiar dacă întreacă pe străzi, așa, pur și simplu, să o vadă lumea. Așa era moda și așa trebuiau să facă toți regii. Matilda, în timpul acesta, căuta să vadă dacă mai conta și ea câte ceva pentru noul rege. Pe de altă parte, era curioasă să o vadă pe această Alix de Hesse care îl furase. Și deci, cum să vadă dacă ea mai conta pentru Nichi al ei? Dacă acesta mai avea o tresărire în momentul când o vedea? Și cum să facă ca să o vadă? Păi, n-ai tu un Romanov pe lângă tine, prin casă, care este un foarte bun prieten de-al țarului și care este și un unchi de-al țarului și unul dintre gărzile sale de corp, într-un fel sau altul, care l-a compania peste tot? Ok, puteai să afli foarte bine pe unde avea să treacă viitorul împărat al Rusiei prin Sankt Petersburg și mai ales dacă avea să treacă prin fața casei tale pe care el ți-a oferit-o cadou. Și tocmai tu, atunci, în momentul acela, să ieși pe o alee, să stai pe o bancă, așa întâmplător, și să te vezi cu el. O scurtă privire de câteva secunde, care putea să însemne totul. În cartea sa, Matilda ne povestește despre faptul că țarul ar fi făcut tot posibilul să-l țină pe Sergei la curent cu traseele sale prin oraș, prin Sankt Petersburg, iar Matilda să fie fix acolo la cererea țarului. Putem foarte bine să credem că de fapt îl putea trage de limbă pe Sergei să vadă pe unde se plimbă țarul ca să iasă și ea în întâmpinare, să vadă doar, poate, o va zări. În orice caz, iată că ne descrie cum stătea pe o bancă în fața casei, în fața micuței sale case, dita mai palatul, între altele,
primit de către el, unde putea să o vadă scurt, unde puteau să se vadă scurt amândoi, ea și Nicky. Ea povestește despre aceste lucruri în cărțile sale, el nu prea, în jurnalele sale, de fapt deloc. Continuă să strălucească pe scenă, în diamante și safire, cadouri de la bărbații din familia Romanov. Iar garderoba sa era impresionantă, cu cele mai noi ținute pariziene. Nu suferă de bani, acum mai mult ca niciodată avea din abundență și nu se grăbea nici cu măritatul. Cu Serghei își trăia povestea mai departe, dar nu-l iubea. Vă amintesc doar că în timpul ultimului an de domnie al țarului Alexandru al III-lea, acest Serghei și frații săi, Alexander și George Mihailovici, erau companioni constanți ai viitorului țar Nicolae al II-lea Romanov, Nichi. Apropierea dintre ei a încetat la momentul în care Nicolae a devenit țar și s-a căsătorit. În acei ani, de 1890, marele duce Serghei era într-un mod deosebit apropiat și de fratele său mai mare, ducele Alexandru Mihailovici. Ambii frați petreceau timp cu Nichi și deseori se întâmpla să petreacă la iubita acestuia, la Malia, în casa pe care el îi oferise cadou. Nichi s-a însurat că a devenit țar, Alexander Romanov, fratele lui Serghei, s-a însurat și el cu sora lui Nichi, Xenia, iar cei doi rămași, Serghei și Malia, au format și ei un cuplu în 1894. Marele duce Serghei a devenit protectorul Matildei. Este greu de spus dacă s-au iubit. Matilda nu prea spune ceva concret, iar el, deși nu știm ce a simțit pentru ea, se povestește că în momentul morții sale, mulți ani mai târziu, când romanovii de frunte veneau capturați, avea în mână un medalion cu numele Malia. Dar deocamdată sub protecția lui, a lui Serghei și probabil și sub protecția țarului, Matilda devenea și mai impertinentă la teatru. Odată, directorul Consiliului Imperial al Teatrelor, Volkonski, a amendat-o pentru că a ignorat ordinul de a juca într-un anumit costum special creat pentru ea. Ea s-a plâns suveranilor, iar câteva zile mai târziu, ce credeți, ministrul curții a anulat amenda. La dorința favoritei țarului și a altor duci, mari duci, Romanov, cum să te opui? După aceasta, Volkonski, descendent și el dintr-o familie nobilă, prinț chiar, a demisionat. Această victorie momentană a ei a indignat profund lumea teatrală a Rusiei, deoarece artiștii chiar l-au respectat pe Volkonski. Matilda spune în cartea ei că regretă incidentul, dar Volkonski n-a făcut altceva decât să se lase influențat de denigratori. Adevărul era că nu prea îi suflau în față oamenii de teatru Matildei. Putea oare maestrul de balet, Marius Petipa, să se certe cu influenta, amantă, care și-a concediat ministrul? Ultimul director al teatrelor imperiale, Teliakovski, a mai scris mai târziu în memoriile sale că baletul pentru Matilda nu era un mod de viață, ci un mijloc de a câștiga influență. Susținută de familia imperială, Kshesinskaya a acționat ca și cum repertoriul teatrului Mariinsky i-ar aparține. A numit artiști în roluri, a cerut modificări de repertoriu, numai să introducă ea artiști. I-a dat afară pe cei care nu-i conveneau prin intrigi de care, culmea, tocmai ea se plângea că are parte peste tot. Era o victimă constantă în scamatorii create de ea, mereu nevinovată. A fost notorie pentru nenumăratele șmecherii pentru a-și spori poziția în cadrul teatrului imperial. Una dintre acestea a fost că a refuzat să-și împartă rolurile cu rivalii care erau la fel de demni ca și ea și a folosit adesea legăturile cu teatrele imperiale pentru a profita de rolul principal în premierele noilor balete sau producții, chiar dacă rolul n-a fost coregrafiat special pentru ea. Ce să mai... A format o serie de rivalități cumplite, unilaterale, cu anumite balerine, inclusiv Pierina Leniani, Olga Preobrazenskaya și Vera Trefilova. Aceste rivalități au dus în cele din urmă la demisia lui Leniani și Trefilova din baletul imperial. Prea bine, a scăpat de ele. Special pentru Kshesinskaya, Petipa a pus în scenă mai multe spectacole, Trezirea Florei, Anotimpurile, Harlechinad, La Bayader, din obligație. Petipa însuși a disprețuit-o complet pe Kshesinskaya, după cum dovedesc mai multe dintre înregistrările sale din jurnal, în care o numea crudă și răutăcioasă.
Era periculos să o ai de dușman. Avea o fire ușor machiavelică, mândră, nemiloasă, o mică narcisistă. Era influentă, Matilda, și era bine să nu te pui cu ea. Numele ei era și trebuia să fie în primele linii ale afișelor și avea crize dese de divă dacă nu cumva numele nu îi se citea foarte clar. Dar, într-un mod ciudat, s-a dovedit că numele său n-a fost niciun fel legat de marile balerine, care nu o iubeau, care nu făceau ligă cu ea și care se dovedeau a fi mult mai bune, mai consecutive, mai consecvente, mai coerente în dans. Este totuși nedrept să spunem că Matilda nu muncea pentru reprezentațiile sale, că nu avea talent, că nu era iubită, dar că influența regală o ajuta să declaseze pe cele vădit mai talentate, mai favorabile sau mai favorite de public. Ne aflăm acum în anul 1896. Serghei îi făcea toate capriciile, case, bani, plimbări, iar Nichi urma să aibă încoronarea care necesita un protocol bine stabilit. N-a mai frecventat-o de atunci de la Logodnă, însă i-a oferit o casă în schimb și protecție și un înlocuitor regal pe Serghei. Dragii mei, este absolut important de menționat și este absolut fabulos un detaliu foarte mare din această carte din momentul încoronării lui Nicolae al II-lea Romanov cu Alix de Hesse, 6 mai 1896. Matilda ne povestește ca un martor ocular despre fenomenele care s-au petrecut în momentul acelei încoronări. Le povestește în cartea sa perspectiva unei încoronări din ochii altuia, un spectator la cele vremuri. Și este absolut fabulos că putem vedea, putem cunoaște lucruri pe care poate nu le-am fi cunoscut niciodată altfel. De exemplu, ea ne vorbește despre electricitate, vorbește despre un lux care, știu, în momentul acela nu era cunoscut de către toată lumea, chiar dacă Rusia și mai ales Sankt Petersburgul era plin de case imperiale, de tot felul de vile și tot felul de palate, acestea nu toate erau conectate la rețeaua electrică care începea să existe în acea perioadă, dar nu peste tot era distribuită. În schimb, tot în acele timpuri se lucra de zor la o rețea, la o amplificare a rețelei de telefonie, începută cumva de bunicul lui Nicolae, de Alexandru al II-lea, poate în a doua parte a domniei sale, către final, și chiar de către tatăl lui Nicolae al II-lea Romanov, Alexandru al III-lea, care tocmai decedase. Despre apariția electricității în acea perioadă, Matilda povestește. În seara încoronării, tot orașul a fost luminat. La ora 10 seara, țarul și țarina și-au făcut apariția în balconul palatului, care dădea către malul stâng al râului Moscova. Țarinei i s-a oferit un buchet de flori pe o tavă de aur cu un buton electric ascuns. De îndată ce țarina a luat buchetul, micul buton a trimis un semnal către centrala electrică a orașului. Deodată, turla bisericii a început să strălucească împodobită de sute de beculețe, iar felinarele s-au aprins pretutindeni în oraș. La festivitățile de încoronare de la Moscova, mai multe mii de persoane au fost călcate în picioare și au murit în îmbulzeala iscată la ceremonie. Nicolae a aflat despre această catastrofă mai târziu în aceea zi și a vrut să anuleze festivitățile care urmau, dar a fost convins de către alți sfetnici și rude să nu facă asta. Era foarte târziu pentru așa ceva, însă mulți au văzut în această întâmplare cumplită o prevestire nefastă. Spuneau: n-avea cum să fie bine cu noul țar și țarina. Ceva cumplit se va întâmpla în această domnie. Au căutat să dea uitării ce s-a întâmplat în acea zi cu mii de morți. O încoronare ghinionistă, complicată. Matilda își continuă povestea și poveștile. Nu vă mai accentua asupra realizărilor și intrigilor din interiorul teatrului. Cartea autobiografică este copleșitoare în privința detaliilor pe care și le amintește, mai ales despre realizările sale profesionale. Fiecare scenă, loc, oraș, piesă jucată, cadouri, impactul asupra publicului, invitațiile de după spectacol, oamenii pe care i-a cunoscut ulterior, sunt excepționale amintiri. Dar cert este că până în anul 1900, Matilda își ținea în control rivalele cu influența Romanovilor. Serghei era alături de ea, dar mereu plecat cu treburi de armată. Avea și alte iubite pe care Matilda nu le putea contesta.
un Romanov ca el putea oricând să dea glas datoriei și să se însoare, iar asta însemna abandonarea ei. Ofensau pe balerină veștile pierderilor și se considera în măsură să aibă pretenții regale. Era geloasă până și pe prințese regale, pe mari ducese care puteau să îl ia. Chiar a avut tupeul să-i pretindă lui Serghei să întrerupă zvonuri supărătoare, că ar fi curtat pentru căsătorie pe o mare ducesă, el fiind până la urmă un mare duce. Nu știm ce a făcut Serghei, dar de însurat nu s-a însurat niciodată și mereu a fost protector al Matildei, într-un fel sau altul. Dar Malia se simțea într-un deja vu, nu o scrie, dar o confirmă faptele. Cu bărbații Romanov era adevărat că nu știai niciodată cât de mult puteai să beneficiezi. Deci trebuia să se asigure pe viitor. La teatru mai mergea cum mai mergea, dar dacă nu mai avea niciun Romanov prin preajmă, ca protector, era grav. Era grav și la teatru, dar și acasă cu banii, așa că era mai bine să-și găsească pe cineva mai pentru ea. Mai disponibil, mai prostănac dacă se putea și pe cât posibil un Romanov, ca să nu se facă de râs. Matilda chiar afirma despre ea. Mereu am avut succes la bărbații cărora nu mă așteptam să le trezesc vreun soi de admirație. Și era perfect corect. În 1899, la 22 iulie, susține spectacole în roluri pe care și le dorise de foarte multă vreme. Esmeralda, Pachita, Barba Albastră, create toate de maestrul Petipa, modificate pentru ea. Spectacole, roluri din care mătrășise alte balerine. Iată că ne aflăm în anul 1899, la 22 iulie, iată-ne, o dată la care și noi publicăm acest material, când Teatrul Imperial Rus pregătea un mare spectacol. Un spectacol la care, evident, urmau să participe foarte multe nume importante ale casei regale, printre care și țarul și țarina, în primis. Membrii casei regale veneau adesea acompaniați de tot felul de delegații din străinătate, dar mai ales acum că Nicolae și Alice de Hesse deveniseră țari, urmau să fie tot timpul vizitați de către alte delegații din străinătate, iar acompaniați astăzi erau chiar de șahul Persiei, de către Nasir. Despre Nasir am vrut să vorbim astăzi, dar am schimbat acest material pentru că povestea lui a devenit importantă din momentul în care a participat exact la această reprezentație de teatru, la Teatru Mariinsky, în Rusia. A încercat Nasir, datorită acestei serii, datorită acestor schimburi de experiență, să aducă o picătură de cultură importantă în țara sa. Așadar, ce s-a întâmplat la teatru? Pare că nu s-a întâmplat nimic important, dar totuși a avut un mare impact pentru Nasir al Persiei. Nu mai urmărise o piesă de teatru, în orice caz nu una rusească. Până la urmă, într-o țară în care femeile erau înveșmântate până în dinți, cum era țara sa în Persia, ne putem imagina ușor că Nasir nu vedea foarte adesea piciorușe dezgolite, brațe dezgolite care zburau cu atâta ușurință pe scenă, dintr-o parte într-alta. Ne dăm seama foarte adesea că Nasir nu putea avea oricând acces la acești fluturași ca niște silfide și această reprezentație atât de frumoasă, atât de sclipitoare cum era la Teatrul Mariinsky. Alături de țarul Rusiei asistă extaziat la prestația balerinelor Teatrului Imperial, la prestația Matildei, care acum dansa în rolul Esmeraldei. A fost fascinat de piesele de balet, de baletul imperial în sine, cum spuneam, și la final, bineînțeles că a cunoscut-o pe marea dansatoare importantă, pe prim balerina Teatrului Imperial, pe Matilda. Matilda, în rolul Esmeraldei, a strălucit în acea seară. Șahul Persiei i-a oferit o medalie cu turcoază și se pare că și ea i-a oferit acestuia ca amintire o fotografie cu ea în acel costum de Esmeralda. Acesta a fost un moment pe care țarul l-a notat în obișnuitele sale jurnale, deci a fost data de 22 iulie 1899, a fost un moment în care Nicolae al II-lea Romanov a notat în jurnalele sale despre Matilda, dar Marele Șah al Persiei a plecat în țara sa cu o impresie extraordinară. A vrut să ducă această picătură de Esmeralda și în țara sa și vom vedea în materialul următor ce a reușit din ceea ce și-a dorit să facă.
Teatrul Imperial nu dădea spectacole oricum, cum se ne zărea. Până la urmă se afla sub patronatul casei regale. Aniversările numeroșilor membri Romanov erau mereu o ocazie de spectacol. Și iată că mama lui Serghei, marea ducesă Maria Pavlovna, cea bătrână, își serbează o aniversare cu fast. Bineînțeles că Matilda alege ce să danseze. Apoi, în preajma acestei date, împlinea și ea 10 ani de carieră, dădea spectacol și pentru sine și alege ce show să aibă. În cartea sa își amintește perfect despre cele 93 de buchete de flori și câte alte și alte cadouri numai primise. Aici, după acest spectacol, la o petrecere pe care o dădea acasă, în privat, cu prietenii intimi, Matildei îi se deschide o nouă etapă de viață. Ea spune în cartea sa, acest spectacol avea să-mi schimbe viața. Câteva zile după ce s-a desfășurat, am oferit o petrecere la care au sosit marii duci Kiril și Boris Vladimirovici. Aceștia l-au adus cu ei pe fratele lor mai tânăr, care nu împlinise încă 21 de ani, marele duce Andrei Vladimirovici, pe care nu-l cunoscusem încă. În acea seară, care a fost de asemenea prima noastră întâlnire, marele duce Andrei Vladimirovici a produs o puternică impresie asupra mea. Era foarte chipeș, dar și foarte timid, lucru care nu i-a dăunat de fel, căci, dimpotrivă, mi s-a părut fermecător. În timpul cinei, marele duce a dărâmat din greșeală un pahar, iar stropii de vin au sărit pe rochea mea. Departe de a mă supăra, am văzut în asta un semn de bun augur, care avea să-mi aducă multă fericire și bucurie. Din acel moment, inima mea a fost cuprinsă de o emoție pe care nu o mai simțeam de multă vreme și nu era vorba despre un simplu flirt. După prima noastră întâlnire, l-am văzut pe marele duce Andrei tot mai des, iar sentimentele noastre s-au preschimbat curând în atașament reciproc. În timpul verii, marele duce Andrei Vladimirovici a devenit un spectator obișnuit al repetițiilor mele. Marele duce era cu 7 ani mai tânăr decât mine, dar asta n-a contat. Era anul 1900. Matilda petrece cu Andrei tot mai mult timp, peste tot, însă nu se putea afișa pe față cu el. În primul rând mai era și Serghei pe undeva, prezent în viața ei. În lipsa lui Serghei, exista Andrei, tot un Romanov, tot un mare duce. Mama lui Andrei nici nu voia să audă de o pretendentă balerină pentru mezinul ei. Să nu mai spunem anticipat că n-a acceptat niciodată căsătoria acestora cât ea a fost în viață. Dar cine erau părinții lui Andrei așadar? Mama era marea ducesă Maria Pavlovna, cea bătrână, Maria de Mecklenburg-Schwerin, o femeie puternică și autoritară, precum mama țarului. Tatăl lui Andrei a fost un fiu al țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, acesta având foarte mulți copii. Deci, tatăl lui Andrei era frate cu tatăl lui Nicolae Romanov, cu tatăl lui Nichi. Era un mare duce senior al casei Romanov, ce să mai. Abia după ce a murit marea ducesă Maria Pavlovna, în exil, după căderea Imperiului, Andrei Romanov, acesta, mare duce, a îndrăznit să pună în ordine tot ce nu pusese până atunci, tot ce nu putuse pune până atunci. Mai exact ce anume vom vedea în ceea ce urmează. Trecem repede în revistă anii care au urmat. Ar fi prea mult de povestit fiecare detaliu. Matilda, în această perioadă a anilor 1900, se afla în fața unei mari dileme. Deși era acum cu Serghei în relație, cel puțin din ce pare, iar acesta fiind mereu plecat, n-apucase să-l înștiințeze că își găsise și pe altul și că se îndrăgostea și chiar trăia cu Andrei. În 1901 își dă seama că este însărcinată într-o călătorie la Paris, cu Andrei împreună. Bineînțeles, fără îndoială, tatăl copilului era Andrei Romanov. Menționează că era groază de cum să-i dea vestea lui Serghei, celălalt mare duce. Până la urmă, problema era că ea făcea un copil cu un văr de-al acestuia și trebuia să-i dea socoteală și acestui protector. Apoi, nu doar când familia Romanov ea aducea pe lume un moștenitor nelegitim, iar dacă la nivel personal asta putea fi numit o mare realizare, pentru că în modul acesta se asigura și mai bine în lume, la nivelul casei Romanov nu era deloc bine, pentru că nimeni nu o accepta. În plus, ce mai făcuse? Cu un an în urmă, îl luase la rost pe Serghei că se putea însura cu o ducesă de nivelul său.
Ei, dar așa este viața. Uneori dă bine să faci crize de gelozie chiar dacă n-ai dreptul. Acum, când îi venise rândul, avea de înfruntat o mare problemă. Și iată ce scrie despre ea. A venit pe lume fiul nostru noaptea de 17 spre 18 iunie, între ora 1 și 2 dimineața. Am rămas în pat vreme îndelungată, cu febră mare, dar mi-am revenit. Eram îngrozită de discuția pe care urma să o am cu marele duce Serghei Mihailovici, de îndată ce aveam să mă pun pe picioare, căci, deși plină de iubire pentru Andrei și pentru fiul meu, chiar și în clipele cele mai fericite, nu puteam să nu sufăr la gândul marii dureri pe care îi provocasem, precum și al teribilei și cu totul nemeritatei lovituri pe care i-o dădeam. Chinul meu era cu atât mai mare cu cât cu o iarnă în urmă, pe când Serghei curta, o tânără și drăgălașă mare ducesă, îl rugasem să punem capăt acelei povești pentru a opri clevetirile, deosebit de neplăcute, iscate de zvonurile că se puteau căsători. La vremea aceea, toate gândurile mele erau față de Serghei. Dar atitudinea lui Serghei a fost emoționantă și m-a liniștit un pic. Știa că nu este tatăl copilului, dar mă iubea și se atașase atât de mult de mine încât îmi ierta totul. Indiferent ce avea să se întâmple, urma să-mi rămân alături, ca prieten devotat, mi-a spus, simțind că aveam nevoie de devotamentul și de protecția lui. Am hotărât să-l botezăm pe băiat Vladimir, în onoarea marelui duce Vladimir Alexandrovici, tatăl lui Andrei. Andrei era o fire ușor dominat, era blajin, dar era un Romanov și un mare duce. Ei bine, ce urmează? La 19 iunie 1901, Matilda îl aduce pe nume pe Vladimir, pe care îl numește Vova. De fapt, Vladimir vine de la tatăl lui Andrei. Îl are pe Andrei alături, chiar dacă nici pe Serghei nu-l scoate din ecuație. Este posibil ca la ei doi să se refere directorul teatrelor, care spunea cândva că Matilda trăia cu doi mari duci deodată, adică cu Andrei și cu Serghei. Chiar dacă ea nu suflă o vorbă expres despre asta în cartea sa, nu spune că are relații în paralel cu cei doi, dar vom vedea că o foarte mare parte de timp, foarte mult timp după aceea, după ce Andrei este important în viața ei și îl declară important în viața ei, nici Serghei nu iese din ecuație. Povestește foarte mult despre el în continuare. Ea este încă interesată de Serghei. Deci, oficial este iubita lui Andrei Romanov, iar Andrei este tatălui Vova. N-are acceptul de a se căsători și de a recunoaște fiul și oricum în memorii Matilda nici măcar nu insistă pe această idee. Însă, de ce să nu primească și o dovadă de iubire din partea acestuia? Madame de Pompadour a Rusiei, care era, nu se dezminte. Deci, de ce nu o casă în plus? În Franța, de exemplu? Matilda găsește un loc minunat în care ei doi să aibă cuibul lor și acolo cumpără o vilă destul de impunătoare și ulterior și un teren alăturat pentru într-o zi când Vova avea să mai crească. O va numi Ala, de la Mala, numele său inversat. O decorează cu tot ce poate fi mai luxos și mai elegant, probabil pe banii lui Andrei Romanov, și părăsește Franța fără să știe că n-avea să mai revină prea curând înapoi la Ala. Anii trec, spectacole, călătorii, Vova, Andrei, Serghei, Romanov, Niki, Țarina, trec 10 ani. Matilda se pregătește acum să împlinească 20 de ani de balet în 1911. Cu un fiu deja de 10 ani, ea încă mai dansa. Și din ce spune, lumea era mereu atrasă de spectacolele ei. Rivalitatea cu alte tinere dansatoare care apăreau frecvent, mereu, încă exista. Pentru că veneau nume noi în balet, iar ele încercau să-și facă stradă. Lumea teatrului știa cine era ea până la urmă, țarina teatrului rusesc. Ca de obicei, nu uită în biografie aproape niciun spectacol pe care îl dă. Își amintește cu detaliu ovațiunile publicului, cadourile, articolele din presă. Nu spune nimic despre faptul că în 1901 a făcut în așa fel încât să o elimine pe prima prim-balerina teatrului rusesc, pe Pierina Leniani, cea care a executat cele 32 de fuet. Efectiv, din cauza tensiunilor tot mai constante cu Kshechinskaya, Leniani, balerina, prim-balerina teatrului rus, a plecat din teatru, iar Matilda și-a asigurat în modul acesta locul de unică prim-balerină, cu toate că Leniani și Ana Pavlova îi erau mult superioare, net superioare. Andrei așadar îi stătea alături, dar el avea de dus pe umeri o slujbă la conducerea regimentului său. Are un nume și un rol important în armata rusă, împreună cu Serghei celălalt duce.
Bărbații aceștia mereu vor fi importanți pentru ea, mereu vor orbita în jurul ei o perioadă de timp. Nu-l va uita nici pe Nicky, evident, pe care îl menționează ori de câte ori mai apărea la spectacolele ei. Biografia este foarte interesantă pentru iubitorii de istorie rusă, trebuie să recunoaștem. Este fascinant să vezi, prin ochii altcuiva, cum a fost istoria acelui popor. Este deosebit de interesant să vezi un personaj istoric din alt unghi. Este ca și cum ai alcătui un tablou multidimensional în care o piesă așezată dezvăluie noi aspecte al întregului tablou pe care deja credeai că îl cunoști. De exemplu, Matilda povestește cum în turneele sale la Viena, cu câțiva ani înainte, adică în 1904, trebuia să performeze în fața Kaiserului, bătrânul Franz Iosef, care adora opera și teatrul. Dar de când îi murise Rudolf, fiul, și apoi Sisi, îmbătrânit și preocupat de soarta imperiului, n-a mai ieșit din casă de an bun. Mă rog, n-a mai fost la teatru. 15 ani, se spune că nu mai călcase pe la operă. Povestește Matilda cum, cu 10 minute, înainte de ridicarea cortinei, neanunțat de nimeni, Kaiserul se învățișează și își ia locul în loja sa. Evident că își acordă, fără emfază, meritul. Mai spune că erau și foarte mulți artiști pe atunci care nu-l văzuseră niciodată pe Kaiser în acești 15 ani, iar el reapăruse la spectacol pentru ea. Între timp, Rusia era plină de revolte în acei ani, înăbușite tot mai greu, semnale tot mai stridente ale situației politice, tratate tot mai greșit. Țarul moștenise un imperiu clocotind de turbulențe pentru care nu era pregătit. Reflecțiile Matildei despre Rusia acelor momente sunt inedite, un mod nou, o fereastră de a vedea lucrurile. În orașe se anunțau tot felul de tentative și răzmerițe. Țarul încerca să trăiască cumva cu ele. Nu știa cum să le gestioneze, nu știa cum să le facă față. Poate tot timpul fusese reprezente în jurul său, așa că încerca cumva să trăiască cu această atmosferă conflictuală. Încerca cumva să-și trăiască viața mai departe. În aceeași zi participa împreună cu fiicele sale la un spectacol la care premierul Stolypin a fost împușcat de către un atacator. A reușit să-l apere pe țar, murind el în schimbul acestuia, la 8 septembrie 1911. Matilda spune: când am aflat despre acest atac, n-am putut să nu remarc că soarta era implacabilă în ceea ce îl privea pe țar. Dându-i lovitură după lovitură, moartea prematură a tatălui său, o căsătorie celebrată într-o atmosferă marcată de doliu și tristețe, o încoronare întunecată de la tragedia de la Godâlca, un război sortit eșecului cu Japonia, pierderea celui mai bun ministru de externe și acum, iată, moartea premierului, omul care nebușise revolta din 1905, iar țarul n-avea nici măcar habar, nici măcar nu bănuia ce-i rezervă viitorul. Aceste lucruri le spunea Matilda și mai spunea că în 1917, mulți ani mai târziu, oamenii erau de părere că, dacă ar mai fi trăit Stolypin, ar fi putut să oprească revoluția, revoluția care a schimbat lumea. Dar deocamdată ne aflăm în 1914 și în aceste timpuri Matilda era fericită. Făcea încă furori pe scenele lumii, călătorea peste tot, își petrecea timp mai degrabă în Franța decât în Rusia, iar în Franța era împreună cu Andrei și locuiau în acea vilă frumoasă, Alam. Povestește despre timpurile de dinainte de război cu mare emoție și mai ales despre ultima revedere, ultima dată când l-a zărit pe țar. La 22 iulie 1914 l-am văzut ultima dată pe țar de la fereastră cabinei de probă. Era la încheierea stagiunii de la Krasnoye Selo. Am interpretat atunci cel mai bun dans rusesc al meu. Cum aș fi putut să-mi imaginez că era pentru ultima oară când aveam să mai dansez în prezența țarului? Când a părăsit teatrul, m-am așezat la fereastra cabinei mele, ca de obicei, la fel ca în urmă cu 22 de ani, când eram încă tânără și îndrăgostită nebunește, cu inima bătându-mi să sar în piept. Îl așteptam să apară călare în fața teatrului atunci, iar câteva ore mai târziu priveam îndelung în urma lui cu lacrimi de fericire și cu gândul că aveam să-l revăd curând. Însă, de data aceasta, n-a privit. Era îngândurat. În seara aceea primise vești îngrijorătoare. Austria dăduse ultimat Serbiei.
Dragii mei, vă amintiți povestea sârbului Gavrilo Princip, cel care a declanșat cel de-al doilea război mondial? Ei bine, întâmplarea se produsese deja. Moștenitorul Kaiserului Austriei nu mai trăia și Austria declarase război Serbiei. Era acum o panică și o tensiune în întreaga lume, iar Rusia urma să se pronunțe dacă să intre sau nu în război, un război iminent în Europa. Matilda mai povestește că m-am întors acasă chinuit de griji, cu inima grea, gândindu-mă la tot cei care iubeam. Viața noastră avea să se schimbe? Oare cât de mult? În realitate nimeni nu știa, dar nimeni nu-și putea ignora teama, groaza acelui mare necunoscut care avea să vină. Evident că Matilda mai vorbește și despre Rasputin și despre uciderea sa. Nu cunoscuse, totuși nu pierde ocazia să-și spună punctul de vedere despre ce s-a întâmplat. Matilda zice că mulți oameni, printre care mă număram și eu, erau de părere că relațiile mult prea apropiate dintre Rasputin și familia imperială erau periculoase și de nedorit. Totuși, asasinarea a fost o greșeală. Martorii de încredere au afirmat că nu de puține ori Rasputin l-ar fi salvat pe țarieviciul Alexei. Totuși, au fost mulți care au crezut că totul o să meargă mai bine odată cu dispariția lui Rasputin, că răul care înconjura tronul fusese îndepărtat, că influența nefastă exercitată asupra țarului fusese îndepărtată, iar că țara reușea din nou să respire în voie, avea să se bucure apoi cu adevărat de o epocă de aur. Așa gândeau cei care au instigat la crimă, cei care au reușit să-și impună voința asupra făptuitorilor și care, cu siguranță, s-au așteptat la un alt fel de rezultat. Dar aceasta a constituit marea lor greșeală, căci din momentul acela Rusia și-a început prăbușirea tragică. Malia ne povestește în cartea ei că în fiecare zi primeau din ce în ce mai multe vești, îngrozitoare. Nimeni nu cunoștea motivul exact al acestei neliniști, dar în capitală domnea o atmosferă amenințătoare care prevestea apropierea furtunii și nesiguranța creștea. Nimeni nu știa ce urma, pentru că era ceva ce nu se mai întâmplase până atunci în istorie. Era primul război mondial și niciodată, vreodată, nu mai fusese altul asemenea. Războiul totuși se ținea departe de capitală, însă erau tensiuni constante și nesiguranța era de nedescris. Nu mai era mâncare, se trăia greu, Nichi era pe front, în corespondență cu țarina pe care o asculta, ignorând sfaturi foarte bune din partea familiei sale. Matilda încă mai dădea spectacole în Rusia, încă trăia în casa ei, în palatul oferit de Nichi. Dacă citim cartea Matildei, ne dăm seama că rușii erau destul de superstițioși. Totuși, la 23 februarie în 1917, a acționat ca și cum ar fi fost o ultimă dată pentru ceva anume. Un acel presentiment că se întâmpla ceva fără să știi ce. A dat o cină pentru 24 de persoane, pentru care a scos cel mai fin serviciu de porțelan. Spune că invitații au fost fermecați de masa decorată cu flori de nemăuita, cu dantelă adevărată, că petrecerea a fost cântecul său de lebădă la Petrograd, ultima pe care am organizat-o înainte de izbucnirea dezastrului. Mai spune, am scos atunci nenumărate lucrușoare și opere de artă, opere de mare preț, care au fost ascunse în cutii. Mă plângeam adesea de nenumărate ori surorii mele că n-aveam suficient loc să le pun pe toate, toate flecușețurile acelea. Soarta avea să se răzbune cu cruzime pentru acele cuvinte, pentru că peste nicio săptămână nu mai rămăsese nimic de expus. Ce s-a întâmplat în acele momente de final de februarie 1917? Ei bine, Nichi, țarul, iubitul ei, abdica. Iar dacă până atunci Rusia își începuse, odată cu uciderea lui Rasputin, oarecare prăbușire, de data aceasta era și mai prăpăstioasă. Pentru ruși, indiferent în ce tabere se aflau ei, să fie în fața unei abdicări era ceva nemai întâlnit până atunci în istoria lor. Fuseseră asasinați, fuseseră uciși, mai mureau și de moarte naturală, dar totuși o abdicare era ceva nou în istorie. Era o schimbare pe care nu știau cum să o vadă, nu știau ce să înțeleagă din asta. În orice caz, chiar dacă Mihail, fratele mai mic al lui Nichi, a semnat pentru o zi să preia puterea, acest lucru n-a însemnat nimic bun pentru Rusia, iar asta a fost o adevărată condamnare. Este prea mult să povestim ce s-a întâmplat și ce a relatat Matilda.
Familia regală era cumvânată de către războinici, de către bolșevici, peste tot erau tot felul de atentate, nimeni nu avea încredere în nimeni și nimeni nu divulga nici cel mai corect îndemn. Toți apelau la prieteni ca să afle ce se întâmplă și cei mai mulți o sfătuiau să plece din țară, să împacheteze cât putea de mult și să plece, însă nu putea să facă asta, nu știa dacă merită, nu știa ce să ia cu ea. Casa ei pe care o primise de la țară s-a transformat nu mult după acele momente în casa bolșevicilor, casa lui Lenin. Palatul ei a fost ocupat cu forța, iar ea a fost dată afară de acolo. Lucrurile care cândva fuseseră câștigate, primite cadou, erau acum pe mâna lor, pe mâna bolșevicilor. O casă care a fost decorată cu mare drag, în care a iubit, în care s-a simțit iubită, în care a avut totul, era acum prădată. Toate lucrurile bune de valoare care îi rămăseseră în casă erau acum împrăștiate, stricate, confiscate. Matilda a fost deranjată și de atitudinea unor servitori care au trădat-o, care nu i-au fost loiali, pentru că multe dintre bunurile ei au fost oferite bolșevicilor, chiar cu acordul acestora, dar ce mai conta? Salvase o casetă cu scrisori de la Nichi, țarul. Câteva bijuterii avea la ea, ascunse, altele, în bancă avea unele sume de bani, dar alte bunuri erau în casă, iar acestea dispăruseră. Toate într-o săptămână. Caseta cu scrisori încredințată unor prieteni dragi, în cele din urmă a fost arsă, întrucât bolșevicii făceau razii, percheziții prin alte case și prietenii Maliei au simțit că era periculos pentru viața lor ca mărturiile unei iubiri regale să fie găsite. Le-au ars, au dat foc acestor amintiri care pentru Malia însemnau foarte mult. Dar ce puteau face? Puteau să fie condamnați? Toți se temeau pentru viața lor în acele clipe și cine știe dacă nu le-ar fi ars chiar ea într-o zi. Avea într-adevăr unii bani puși deoparte în niște conturi bancare, însă revoluția și ocuparea bolșevicilor a adus ca acele fonduri să fie dintr-o dată inexistente. Peste noapte a rămas fără niciun ban și n-a fost singura. Despre familia regală, țarul, țarina, fiicele, țarievicul, alții membri regali, povestește că nici ea și nici alții nu știau mare lucru. Nu știau unde sunt și pe unde se ascundeau, nu mai știa nimic despre Serghei, omul pe care îl iubise sau care o iubise cel mai mult. Peste tot apăreau tot felul de articole în presă despre familia regală, că ei sunt bine, că sunt în siguranță, că pentru prudență sunt mutați dintr-o parte într-alta, ceea ce a și fost adevărat până într-un punct. Am vorbit despre toate aceste lucruri în câteva materiale din acest playlist dedicat incredibilei Rusia. Vi le recomand. Totodată Matilda mai spunea că apăreau vești înnebunitoare despre toți ceilalți membri, care începeau să fugă din țară. Unii s-au retras în Crimeea, alții în Caucaz, alții au reușit să fugă să fie salvați cu ajutorul familiilor din Europa. Iar noi aici, din nou, la Timpuri Povestite, am adus un material Romanov mai târziu, despre ultima operațiune de salvare a familiei Romanov. Dar nu toți au avut acest noroc să fie salvați. A aflat mai târziu că Serghei și alte rude, printre care și fratele lui Nicolai, Mihail, cel care pentru o zi a fost țar, au fost uciși în 1918. În aceeași noapte se organizase uciderea tuturor celor prinși. Andrei, tatălui Vova, avusese noroc. Avuseseră noroc și se refugiaseră în locuri sigure, din care urmau după aceea să plece. Matilda de asemenea mai vorbește despre ani în care războiul se derula și în care familia regală era împrăștiată sau nimicită. Spera ca mai târziu să afle vești despre ei, dar era important că primea vești de la Andrei, tatălui Vova. N-a reușit să plece din țară, era periculos în orice moment, dar a reușit să se ascundă într-un loc sigur, cu într-altul, ea și sora ei și fratele ei. Așadar, după multe peregrinări, după ce a rămas fără nimic, nemai având niciun ban, nu mai avea nicio casă, la 13 februarie 1920 s-au îmbarcat pe o navă. Aceasta a fost ziua în care am părăsit pământul Rusiei, povestește ea, definitiv. Nu există cuvinte să se poată descrie cu exactitate sentimentele care ne animau. Lăsam o parte din noi, lăsam o parte din noi în Rusia, o parte din viețile noastre, din inimile noastre. Iar Andrei avea o strângere de inimă încă și mai mare pentru că era ultima oară când purta uniforma militară.
Pe semne că toți membrii Romanov erau conștienți că acesta era sfârșitul dinastiei cu adevărat și că puteau trece ani mulți, foarte mulți, până să se întoarcă înapoi. Dacă acest lucru vreodată mai era posibil și dacă vreodată puteau să-și mai reia viața pe care au fuseseră înainte, rangurile, casele, tot ce aveau. Printre ultimii care au părăsit pământul Rusiei se afla și mama lui Andrei, Marea Ducesă Maria Pavlovna. Aceasta a primit nenumărate invitații din partea aliaților, din partea rudelor sale să părăsească Rusia, dar Marea Ducesă considera că era în siguranță, refuza, hotăra să nu părăsească Rusia decât atunci când nu avea altă soluție, nu-i mai rămânea nimic altceva de făcut. Și iată că, la final de 1920, cu toții au părăsit acest pământ pentru ultima dată. La 25 martie 1920, după o absență de 6 ani, cei trei, Vova, Andrei și Malia, s-au întors la Villa Ala, în Franța, în mijlocul atâtor lucruri familiare. Chiar dacă ne bucurăm că eram împreună și dacă aveam din nou o casă, nimic nu putea șterge amintirea păsătoare a atâtor multor oameni dragi care erau absenți, care au dispărut pentru totdeauna. Nimic nu putea îndepărta ruinele, pierderea, doliul pe care le avusesem de îndurat. Cu toate astea, lăsam în urmă o pagină tragică și plină de durere. De acum începea viața noastră de emigranți. Ar fi foarte multe de povestit, dragii mei, îndeamănunt ce s-a întâmplat. Măcar ei plecaseră în locuri care păreau mai sigure. Era Franța un asemenea loc? E bine, în acel an, 1920, Maria Pavlovna, Marea Ducesă, mama lui Andrei, care se întorsese la Contrexville, la moșia lor cu frații săi, cu Kiril, Boris, Romanov, a decedat la 6 septembrie 1920. Andrei a suferit enorm după pierderea mamei sale, dar acum era liber să se căsătorească legal cu Malia. Aveau 20 de ani de poveste aproape, ei trei. Vova avea aproape această vârstă. Era măcar fericit că restul familiei sale, în afară de tatăl care murise de mult, scăpase de războiul din Rusia. Trăiau acum în Franța și el, Andrei, Kiril, Boris și Elena, sora lor. Capul familiei Romanov urma să fie de acum Kiril, fratele lui mai mare, care scăpase și el de bolșevici. Iar Kiril niciodată nu se împotrivise relației cu Matilda, din ce declara ea în cartea ei. De altfel, nu vorbește urât despre niciunul dintre ei, chiar dacă alte surse spun că Marea Ducesă niciodată n-a acceptat-o. Însă ce mai contează? Oricum, în acele vremuri, rangurile regale erau pe punctul să nu mai conteze. Deci, a dat consimțământul lui Andrei să-și întemeieze familia pe care de 20 de ani trebuia să o aibă. La 30 ianuarie 1921, la 3 luni după ce Marea Ducesă a decedat, Matilda Kșeșinskaya și Marele Duce Andrei Vladimirovici s-au căsătorit într-o ceremonie simplă la Cannes. Prin căsătorie, fratele mai mare al soțului, Marele Duce Kiril Vladimirovici, i-a acordat titlul de Alteță Serenisimă Prințesa Marie Romanovski-Krasinski. Aici Andrei l-a recunoscut oficial pe Vova ca fiind fiul său, iar tânărului i s-a acordat titlul de Alteță Serenisimă, prințul Vladimir Romanovski-Krasinski. Ei bine, în cartea sa, în ultima parte, Matilda nu se reține să vorbească despre provocările pe care le aveau, mai ales cele financiare, acum în calitate de emigranți. Era și evident cumva. Totuși, în primii ani ai vieții, în exil, ea și Andrei se aflau într-o situație economică mult mai bună decât ceilalți membri ai familiei Romanov care fugiseră din Rusia. Cu toate acestea, n-a durat mult până când cuplul s-a confruntat cu dificultăți financiare serioase cauzate de preferințele pentru jocurile de noroc, după cum spun unele surse, lucru pe care Matilda nu-l dezvăluie în cărțile sale. Poate nici n-a fost adevărat. Ulterior, în 1929, și-au vândut Villa Alam, care s-a dovedit a fi foarte greu de întreținut din punct de vedere financiar, și s-au mutat la Paris, unde ea a decis să aibă propria sa școală de balet pentru a-și întreține familia și pentru a-și continua visul. Matilda Kșeșinskaya, dragii mei, și-a făcut ultima apariție pe scenă la 14 iulie 1936, la vârsta de 64 de ani. Era pentru un eveniment caritabil la Londra. Pentru acest spectacol, ea a dansat un dans rusesc pe care l-a interpretat de foarte multe ori în Rusia. Ultima dată pentru țarul Nicolae al II-lea Romanov și pentru familia sa, la Krasnoye Selo, în ajunul
primului război mondial, în 1914, ultima dată când l-a văzut pe el, pe Nicky. În cartea ei spune cum, cu această dată, la retragerea de pe scenă, a primit o scrisoare emoționantă de la Regina Maria României, pe care o cunoscuse între timp. Nu participase la spectacol, pentru că la curtea regală engleză era doliu, regele George al V-lea, deceda și urma să urce pe tron Edward al VIII-lea, cel îndrăgostit de Wallis Simpson. Ei bine, dragii mei, în aceste vremuri europene, Matilda, Andrei, Vova au foarte multe călătorii, foarte multe schimburi de cortezie cu alți membri ai caselor regale existente, cele care au mai rămas în picioare în Europa. O cunoaște pe Eugenie de Montijo, povestește despre asta în cartea ei, o întâlnește pe Maria României, pe regele Ferdinand, care spun că a fost foarte impresionați și, bineînțeles, foarte prietenoși cu ei și cu Vova, mai ales, care acum avea recunoscut într-adevăr numele de Romanov. Rând pe rând, membrii familiei Romanov care supraviețuiau acum cu greu în Europa decedează. Kiril, fratele mai mare al lui Andrei, decedează. Șefia casei Romanov trece la următorul frate, la Boris, un frate puțin mai mare al lui Andrei. Practic, se întâmplă cu această trecere de șefie a casei Romanov și cu recunoașterea titlurilor regale pentru Matilda și pentru Vova, ceva foarte important. Prin căsătoria cu un membru Romanov, cu un mare duce, adică prin căsătoria Matildei cu Andrei, ea devine nu doar membră a casei Romanov, dar soțul ei, acum în exil, fiind rămâne unul dintre cei mai înalți membri regali în ierarhia regală. Practic, este unul dintre cei mai importanți Romanov care pot să existe pe planetă. Pentru că în Rusia nu mai era nimeni, nu se mai afla nimeni, nu mai era nimeni în viață care să-și reclame sau să-și ceară într-un fel sau altul drepturile regale. Și de asemenea, Vova avea un rol foarte important pentru că era fiul recunoscut al lui Andrei, un Andrei Romanov, care urma să fie și el, poate în această viață, noul șef al casei regale. Dar aceste călătorii pe la curțile regale nu erau din întâmplare, din ce spune Matilda, ci pentru consolidare, așa cum spuneam, de poziție, de titluri, pentru întâlnirea și pentru întărirea, mai ales, legăturilor cu casele regale europene. Este un fenomen care se întâmplă și adesea și acum, în timpurile acestea, între casele regale care, chiar dacă nu mai sunt recunoscute oficial. Matilda insistă în cartea ei despre aceste întâlniri, insistă asupra respectului pe care îl primea din partea descendenților regali, cum ar fi din România, asupra ei, asupra fiului ei. Însă, chiar dacă i-au fost acordate titluri regale, ea este prințesă, iar, bineînțeles, Vova este și el prinț, totuși nu avea autoritatea de a fi un șef al casei Romanov ulterior. După ce tatăl său, Andrei, nu va mai fi cândva șeful Romanov, șeful Romanovilor, șefia casei regale urma să treacă la surorile lui Nicolae al II-lea Romanov, cele care erau în viață, Xenia și Olga. În presa rusească se menționează acest lucru. Se scrie că Vova ar fi dorit mai târziu să-și ia tronul Rusiei, acum că era recunoscut oficial ca prinț al Rusiei, ca mare duce Romanov, însă nu știm cât de reale au fost aceste lucruri. Cunoașteți deja că Anastasia Romanov, de exemplu, a apărut din neant. Lumea nu mai avea încredere în cei care apăreau de peste noapte dacă nu-i cunoscuseră. Însă trăiau Xenia și Olga, surorile lui Nicolae al II-lea Romanov, chiar și în exil, deci erau și alți descendenți care se ducă mai departe și fie a casei Romanov, o descendență care există și astăzi. Vom vorbi despre ea la finalul acestui amplu material sau într-un mic material adăugat. Între timp, Matilda se ține de școala sa de dans, având tot mai multe eleve. Și lumea se apropie de o altă catastrofă mondială. Sosește fatidica zi, 1 septembrie 1936. Anul în care Germania invadează Polonia, țara sa de origine, și două zile mai târziu Franța intră în război. Era un coșmar, un deja vu care se repeta prea curând în viețile multora dintre ei. Vova, fiul său, avea acum aproape 36 de ani. Era un tânăr cu idei și cu principii de viață deosebite. A fost arestat de către Gestapo, fiind rus, iar Matilda a folosit ultimele influențe și bijuterii ca să-l scape câteva luni de zile mai târziu din lagăr.
Decedează și un alt frate al lui Andrei, Boris, și el, soțul său, devine șeful familiei imperiale Romanov. Practic, dintre toți Romanovii care existaseră, Andrei putea fi numit succesorul la tron și, prin urmare, cel mai sânge albastru dintre cei care fuseseră cândva la mare glorie în Rusia. Războiul se termina, iar viața lor trebuia să continue din nou. Nu în bogăție, ea fiind tot mai înaintată în vârstă și tot mai greu să se întrețină singură. Îl avea alături pe Vova. La 30 octombrie, Kshechinskaya suferă o nouă lovitură teribilă, când marele duce Andrei Vladimirovici, soțul ei, moare brusc la vârsta de 77 de ani, după o perioadă de luptă cu sănătatea fragilă. Matilda scrie în cartea sa ultimele rânduri. Atunci, marele duce Vladimir Kirilovici, adică fiul lui Kiril, și soția sa au sosit la Paris de îndată ce au auzit de Andrei, pe care îl iubeau nespus. Fica Marie Pavlovna și prințesa Irene Alexandrovna, soția prințului Yusupov, au participat de asemenea la înmormântare. Mesajele primite de la marile ducese Xenia și Olga, care erau surorile lui Nicolae al II-lea, m-au emoționat până la lacrimi, în special scrisoarea Olgăi. Odată cu moartea lui Andrei, viața mea de bazm se apropie de sfârșit, dar încă l-aveam pe fiul nostru, pe care l-ador și care este unicul motiv al existenței mele. Pentru el încă sunt mamă, dar și cel mai sincer și credincios prieten. Dar șeful Romanovilor, cine urma să fie? E bine, când mă uit la marele duce Vladimir Kirilovici, adică fiul lui Kiril, simbolul viu al dinastiei imperiale și moștenitorul țarilor, îmi pare că îl privesc pe însuși țarul Alexandru al III-lea, cu care seamănă atât de mult la statură și atitudine. Îmi pare că aud din nou cuvintele pe care țarul mi le-a spus la școala de teatru cândva de mult. Fie ca tu să fii gloria și nestemata baletului nostru. Și retrăiesc clipele cele emoționante de demult. Încheie această carte aducând un omagiu plin de devotament și recunoștință țarului Alexandru al III-lea, ale cărui generoase aprecieri și încurajări au avut un efect hotărător asupra vieții și carierei mele. Paris, iunie 1959. Ei bine, dragii mei, după moartea soțului ei, Matilda a continuat ce știa să facă, balet, preda în școala pe care căuta să o mențină, însă a întâmpinat dificultăți financiare tot mai mari. A mai trăit 20 de ani, timp în care a început să scrie ceea ce noi astăzi am citit. Putem înțelege de ce n-a făcut acest lucru mai devreme. Spune că pentru această carte a consultat foarte multe cronici ale vremurilor, căci jurnale personale nu deținea decât poate niște însemnări de după război. Cronicile vremurilor i-au amintit și de spectacole, însă ce a ajutat-o să-și reconstruiască povestea au fost jurnalele țarului publicate integral la 60 de ani după ce povestea lor se încheiase. Nu s-a întors în Rusia niciodată. Mulți Romanov n-au mai îndrăznit să o facă decât foarte, foarte târziu. Matilda Kshechinskaya a murit la 6 decembrie 1971, în vârstă de 99 de ani, cu 8 luni înainte de a împlini 100 de ani. Vova? Ei bine, nu știm ce a făcut cu viața lui, nu știm unde a trăit. Pare că nu s-a căsătorit niciodată și n-a avut copii și a murit la 3 ani după mama sa, la 23 aprilie 1974, în vârstă de 72 de ani. Astăzi, fostul conac al Matildei Kshechinskaya, cel din Sankt Petersburg, care cândva fusese dăruit de către Niki, este acum Muzeul de Stat de Istorie Politică al Rusiei. În timp ce exteriorul a rămas neschimbat, doar secțiuni din interioarele originale ale conacului au supraviețuit, iar cea mai mare secțiune supraviețuitoare este folosită ca muzeu. Dragii mei, iată-ne la finalul acestui material. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine cu această incredibilă poveste de iubire, această poveste despre o carieră strălucită, dar și despre o perspectivă unică, fascinantă asupra Rusiei imperiale, ceva ce n-am putea descoperi altfel dacă n-am citit autobiografii de felul acesta. Vă recomand cartea Matildei Kshechinskaya, această autobiografie, chiar dacă este foarte centrată pe propria persoană. Sunt foarte multe detalii despre
bineînțeles, spectacolele ei, ce ar fi putut să povestească o balerină, dacă nu despre reprezentațiile sale de succes, pe care și le amintește din nou cu o detaliere extraordinară. Dar sunt unele neconcordanțe care mie una mi-au ridicat unele semne de întrebare, pentru că citind sursa alternativă mi-am dat seama că povestea nu stă chiar așa cum o povestește ea. De exemplu, își adjudecă cele 32 de fuet, acele mișcări foarte solicitante în cadrul unui balet, și istoria totuși aici o recunoaște ca fiind o primă dansatoare a Teatrului Imperial, o prim balerină, pe Pierina Leniani, cea care, bineînțeles, a fost marea rivală a Matildei Kșeșinskaia. Pierina, care a fost colegă cu ea de teatru, pe care Matilda a făcut-o posibilă să o scoată afară din teatru, este cea care a efectuat cele 32 de fuet, primele 32 de fuet din istoria baletului. Matilda spune că ea a fost aceasta, deși Marius Petipa, în cărțile sale, în notările sale, nu vorbește despre așa ceva. Totuși, Pierina Leniani ar fi recunoscut că nu este singura balerină care ar putea să facă, să efectueze aceste 32 de rotații, și că ulterior au fost și altele, au fost și înaintea ei alte balerine, dar nu ajunseseră până la 32, la acest număr impresionant. Nu știm ce să credem, de ce Matilda așa a judecat acest succes, acest succes în mod public, pe care nu l-a avut, pentru că probabil nu era nimeni altcineva care să-l mai conteste în momentul în care a scris această carte. Și din nou ajungem la un punct care, iarăși, pentru mine este un detaliu pe care nu am cum să nu vi-l prezint, mai ales pentru că așa am făcut-o dintotdeauna. Ascultat toate sursele și le-am prezentat pe toate. A scris această carte destul de târziu, după ce Andrei, tatăl fiului ei, după ce soțul ei n-a mai fost în viață. A povestit, probabil atunci, având mai multă lejeritate să vorbească despre o iubire pe care a avut-o. Poate până atunci ar fi fost puțin dubios sau poate n-ar fi fost corect să facă asta. A scris această carte la 88 de ani, când deja era maestră de balet, când deja era profesoară de balet, avea școala ei de balet. Vorbește despre detalii pe care este greu să le credem că au fost chiar așa, de exemplu despre micile bilete pe care Țarieviciul le trimitea în tinerețe. Această carte este publicată la 60 de ani după ce povestea lor s-a terminat. Își amintește cu acuratețe fantastică acele scrisuri, acele înscrisuri ale lui, și nu din jurnalele acestuia. Vă reamintesc faptul că Matilda, când a plecat din Rusia, n-avea decât două rochii asupra ei și foarte puține lucruri. Nu a scris pe nicăieri că a avut jurnale cu ea, și mai mult, nu avea obiceiul de a ține jurnal, un obicei care până la urma urmei este și foarte regal, iar ea nu este sânge regal, n-a fost un sânge regal, a devenit prințesă ulterior, prin căsătorie. Deci nu avea jurnale în care să-și memoreze, în care să-și cimentuiască întâmplările și toate evenimentele, chiar în ordinea în care a fost. Dar s-a ajutat de foarte multe cronici care au fost publicate, foarte multe evenimente care au rămas în presa vremurilor, a întâlnit oameni care au povestit și, bineînțeles, au ajutat-o toate aceste lucruri să pună cap la cap o poveste. Însă, un alt ajutor neprețuit a fost exact publicarea memoriilor, publicarea jurnalelor intime ale țarului Nicolae al II-lea Romanov. V-am mai povestit că Nicolae avea obiceiul să scrie jurnalele sale, chiar dacă o făcea într-o notă absolut simplă, mici adnotări zilnice, dar uneori, pe alocuri, acolo era menționat și numele ei. Și în modul acesta, pe de o parte, povestea ei aprinde credibilitate, dar pe de altă parte sunt și lucruri notate cu o tonalitate diferită față de cum le descrie ea. Nu spunem că nu așa s-au întâmplat lucrurile, așa cum povestește. Poate pentru că țarul Nicolae știa foarte bine că adnotările sale nu erau decât pentru a-și memora anumite evenimente, nu pentru a-și memora trăirile. Era și aceasta o cale, și apoi oricine putea să pună mâna pe jurnalele sale, așa că era mai bine să nu se știe ce scria el acolo. Așadar, aceste memorii, dragii mei, ar putea fi totul, ar putea spune tot adevărul, poate că sunt lucruri pe care noi încă nu le știm, pe care eu încă nu și le-am mintit, care poate pentru noi ar fi avut o însemnătate deosebită. Pentru mine vreau să vă spun că în momentul în care acea festivitate de încoronare s-a aprins prin acel buchet
ocupă o lună întreagă. Pentru mine a fost un detaliu foarte important, pentru mine cea iubitoare de detalii de istorie, ca să nu spun de istorie. Așadar, această carte, această autobiografie este un material foarte util. Totuși, trebuie să vă mai spun ceva. În descrierea acestui material vă voi adăuga foarte multe linkuri sau acele linkuri pe care le-am considerat importante în sursele mele. Sunt unele forumuri rusești care spun că în tinerețe Matilda și Nicolae au avut nu doar această poveste frumoasă, dar ea ar fi avut o sarcină pe care a pierdut-o datorită unei răsturnări de sanie, deci un accident de sanie în acea perioadă, și este foarte posibil ca ascensiunea ei culminantă de la a fi o simplă balerină la Teatrul Imperial și a avea undita mai palatul întreținut să fi fost exact această poveste cu sarcina. Se spune că în primele versiuni ale acestei autobiografii Matilda ar fi trecut aceste detalii, că ar fi fost însărcinată cu țareviciul, dar ulterior ar fi retras acele pasaje din carte, probabil la insistența altcuiva. Indiferent, povestea lor a fost, a existat, nimeni nu o contestă. A fost prima lui iubită, a fost primul său iubit, deci a fost primii din viața fiecăruia. A fost real că a fost o foarte cunoscută balerină, mai cunoscută în Europa de după căderea Imperiului decât în timpurile sale, pentru că în timpurile acelea era Anna Pavlova, care era foarte importantă, era Pierina Leniani, era și ea de asemenea. Rușii încă îi poartă un mare respect. Dacă urmărim materialele video care sunt publicate peste tot și mai ales dacă sunteți vorbitori de limbă rusă, veți vedea că și acum, actual, în timpurile acestea, sunt foarte mulți oameni care văd în Matilda Kshesinskaya un mare nume al teatrului rusesc, al baletului rusesc. Bravo ei, nu contestăm nimic. Așadar, putem spune că avem în față o poveste impresionantă, o poveste de iubire care n-a modificat cu nimic istoria Rusiei, din păcate, dar o poveste care a existat și care a adus un mare plus, cel puțin ei, dar și în viața chinuită și foarte controversată a acestui ultim țar al Rusiei. Dragii mei, ne putem imagina ce a însemnat pentru Matilda să-și vadă numele menționat în jurnalele unui țar, jurnale pe care bolșevicii le-au publicat foarte puțin după ce l-au asasinat, după ce l-au asasinat în tăcere, fără să știe cineva. Vă reamintesc că în 1918 mulți membri ai familiei regale au fost uciși, chiar în aceeași noapte unii dintre ei, de fapt cred că s-a organizat ceva în tandem, ca să spun. La vremea aceea, Matilda, Vova, Andrei fugeau din Rusia, de fapt în 1922, an mai târziu. La vremea când ei fugeau și alți membrii regali părăseau pentru ultima dată Rusia, nu știau nimic despre țar, nu știau dacă îi mai este în viață, dar probabil că veștile care puteau fi așteptate nu erau unele foarte bune. Prin această carte, prin această poveste, dragii mei, am aflat despre un țar Romanov, o poveste incredibilă, lucruri neștiute. Ecranizarea care s-a realizat în 2017 romanțează destul de mult povestea lor, din ce spun sursele rusești, menține totuși până la urmă amintirea viei, iar asta este un lucru foarte important. Dragii mei, deși nu mi-am dorit să vă prezint un material atât de amplu, deși am avut emoții cu editarea acestui material, care se prezintă într-o formă diferită față de cum v-am obișnuit, e bine, putem să spunem că am ajuns cu el la final. Povestea lui Nichi și a Matildei a ajuns la final. Nu mi-am dorit să fie neapărat o recenzie de carte, chiar dacă pe alocuri asta a rezultat, însă aveam de gând ca la finalul acestui material să adaug și ceva despre descendenții de astăzi ai familiei Romanov, care ei există. Însă poate voi veni cu un material în curând care să completeze ceea ce noi astăzi am povestit. Povestea Matildei Kshesinskaya este o poveste de iubire, da. O poveste despre o balerină, da. Dar și despre un destin împlinit. A devenit gloria baletului rusesc, așa cum i-a fost prorocit să fie. Dar, așa cum și-a promis să fie, a devenit și o Romanov la a treia încercare. Este o poveste într-adevăr fascinantă, o poveste fabuloasă. Iar povestitoarea voastră de astăzi, Otilia, se oprește aici cu călătoria peste timpuri,
nu înainte de a vă invita la o nouă călătorie altădată, în Persia. Un nasir al Persiei despre care noi astăzi am povestit. Un nasir care a fost foarte impresionat într-o zi de iulie 1899, când a întâlnit-o pe Matilda, când l-a întâlnit pe țarul Nicolae al II-lea, Romanov. Rămâneți aproape, cumva povestea data viitoare va continua. Toate cele bune, dragii mei. Matilda Cheșinskaya. 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 Nu, Cheșinskaya. 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 Ai de capul meu.